Bună seara, dragi telespectatori! Sunt Aura Stoienescu și astăzi am să vă prezint un subiect mai puțin plăcut la emisiunea Viața Gorjului. Vrem să mergem la Padeș să filmăm un frumos spectacol și iată că domnul director de la Padeș, de la școală, vine să ne povestească lucruri mai puțin frumoase, dar noi suntem alături de întotdeauna de comunități și vrem să știm ce se întâmplă acolo. Domnule director, bună ziua! Domnul Pora Constantin, directorul școlii gimnaziale Padeș. Bine, bună seara! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Sărmâinile, bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Vă mulțumim pentru invitația pe care ne-ați adresat-o. În primul rând, aș dori să vă spun de ce suntem aici în emisiunea la noastră. Suntem nemulțumiți de toate știrile care au apărut în presă în ultima perioadă și este normal să ne spunem și noi punctul de vedere, să vedem dacă lucrurile sunt reale sau nu sunt adevărate. Da, aș vrea să îmi spuneți, pentru că deja a apărut într-adevăr în presă, ce s-a întâmplat la dumneavoastră acolo. Am verificat și noi, am întrebat la DSP, am cerut un punct de vedere, îl avem înregistrat, o să-l prezentăm imediat ce va fi pregătită regia, dar mai întâi să spunem ce s-a întâmplat. Ați avut un control și ați luat o amendă, am înțeles. Nici n-ați luat-o, de fapt. A fost un control. O să o primiți. A fost un control, într-adevăr. După cum știți și noastră, a apărut în presă că ar exista la școala noastră cazuri de pediculoză, că ar exista focar de pediculoză. Noi am confirmat acest lucru, aceste cazuri sunt de foarte multă vreme. Am anunțat dispensarul comunal în nenumărate rânduri, nu s-a luat nicio măsură, putem să dovedim acest lucru cu documente oficiale. Deci tot ce a stat în putința noastră, am încercat să facem și să respectăm în totalitate legislația școlară. Aș vrea să precizăm, pediculoză înseamnă păduchi, pentru cei care nu păduchi, știu. Păduchi, da, păduchi. Și vreau să vă întreb, adică ați anunțat dispensarul și n-a vrut să vină. O secundă, avem și un număr de SMS la care puteți să trimiteți mesaje, dragi telespectatori. De asemenea, dacă din cei implicați, din medicii care spuneți dumneavoastră că, mă rog, nu s-au prezentat, din reprezentanții DSP, de la primărie, deci instituțiile, dacă vor să intre în direct, o pot face. Am să rog regia să-mi amintească numărul de 0353 de fix, 568. 913 este numărul destinat numai autorităților. Am să vă rog, dragi telespectatori, dacă sunteți persoane fizice și aveți legătură cu acest caz, aveți SMS-ul afișat. Numărul de telefon pe care l-am anunțat este pentru a se intra în direct de către instituțiile, reprezentanții instituțiilor care doresc să intre și să dezbatem împreună cazul, pentru că e un caz este bine să dezbatem care nu de comun e în regulă. Acord și să găsim, să vedem cei care sunt vinovați sau sunt nevinovați. De asta suntem aici, să dezbatem și să analizăm detaliat. Dumneavoastră ați adus o serie de documente aici și aș vrea să vă întreb, văd că aveți comunicare cu instituțiile, cu cum s-a ajuns până aici? Adică, totuși, o oarecare problemă există la nivelul localității legat de colaborarea între dispensarul din localitatea, medicilor din localitate și dumneavoastră școala, pentru că am văzut o adresă în care le cereați medicilor să vă anunțe momentul în care doresc să vină. Nu vă doriți să vină medicii în școală? Cum să nu? Dintotdeauna am avut comunicare cu instituțiile și am rezolvat toate cazurile. Eu sunt foarte prompt și solicit de urgență sprijin tuturor autorităților, tuturor instituțiilor la nivel de comună. Deci comunicarea noastră este foarte, foarte bună și pot să vă dovedesc și dumneavoastră că am solicitat încă de la începutul anului școlar, printr-o adresă oficială, sprijinul dispensarului Padeș în vederea prevenirii acestor cazuri de pediculoză. Bineînțeles, în urma înștiințării colegilor, profesorilor și a părinților. Mai exact, am solicitat în data de 16.10.2013, printr-o adresă oficială către dispensarul Padeș,
le-a făcut cunoscut că există cazuri de pediculoză la grădinița Călugăreni. Dați-mi mie să citesc ca să... Vă rog frumos. Așa, către dispensarul Padeș, prin prezenta vă facem cunoscut că la grădinița Călugăreni au fost semnalate cazuri de pediculoză. În acest sens, vă rugăm să luați măsurile care se impun. 2314 din 16-a. A 10-a, 16 octombrie 2013. Da, da. Și nu s-au prezentat medicii? Nu s-au prezentat medicii, după care în data de 19-11-2013 am revenit din nou cu altă adresă la o altă școală, în urma sesizării doamnei învățătoare Cloșanu Rodica. Da. Am solicitat sprijin 18 noiembrie. Informează conducerea unității de învățământ că la clasa a doua de la școala gimnazială Padeș au fost semnalate cazuri de pediculoză. Vă solicităm sprijinul dumneavoastră. Nu înțeleg, deci asta chiar n-am știut, îmi pare rău, aș vrea să încercăm să luăm legătura cumva cu acești medici. Poate că au ceva de spus. Le-ați trimis cum aceste adrese? Le-am trimis adresa oficială prin fax. Am și confirmarea că s-a primit, i-am și anunțat și telefonic. Am discutat și cu personal și cu doamna doctor Achim. Vreau să vă spun că am o colaborare destul de bună cu doamna doctor Răuț, cu domnul doctor Galtoi, mai puțin cu doamna doctor Achim, care nu înțelege că trebuie să ne facem datoria și să respectăm legislația pe care o avem. Da, dacă sunt trei medici, am un SMS care spune un caz foarte frumos. Mulțumim, dragă telespectatorule, că considerați cazul frumos, poate pentru faptul că îl abordăm, nu pentru că ar fi un caz frumos. Asta e. Din patru medici aveți acolo? Trei medici. Cu doi vă înțelegeți, cu al treilea cu nu. Doi mă înțeleg, de ce nu vin ăștia doi? Comunic foarte, foarte bine. Cu cel de-al treilea nu știu ce se întâmplă. Dar de ce nu vin ăștia doi, domnul Pora? Sau nu e în jurisdicția lor? Există o împărțire la nivel de comună pe școli, pe structuri. Dumnealor au făcut această împărțire. Sigur, eu am solicitat și eu oficial să-mi comunice și mie această împărțire la nivelul localității, la nivel de comună, pentru că e bine să cunoaștem detaliat, e bine cu cine trebuie să stau de vorbă când sunt cazuri la o anumită unitate de învățământ, la o anumită structură. Da. Este într-adevăr un caz șocant, să zic, adică înțeleg că acolo unde sunt păduchii pe aria respectivă la cele școli, da, este medic doamna doctor Achim. Doamna doctor Achim Florica, da. În regulă. Pe parcursul materialului cu declarația, punctul de vedere al Direcției de Sănătate Publică Gorj, o să încercăm să luăm legătura cu doamna doctor Achim, dacă ne ajutați cu un număr de telefon, ne puteți ajuta? Din păcate nu, la doamna doctor Achim. Dar poate reușim, poate reușim în pauza asta. Pentru doamna doctor Răuț, dar putem să-i solicităm, putem să poate aflăm. Ne ajută, da. Da, pentru că e dreptul dânsei să spună a doamnei doctor Achim de ce nu a fost de acord. De ce nu a fost de acord sau poate n-a știut, poate s-au rătăcit faxurile, cum e posibil? Nu cred că este. Dar ați fost vreodată la dispensar să-i spuneți, doamnă, am păduchi în școală. Am fost și la dispensar, am contactat-o și telefonic. Și? Nu știu ce s-a întâmplat, de ce nu a dat curs solicitărilor noastre. Eu v-am prezentat documente oficiale, nu vă spun prostii, vă spun și vă prezint documente reale, documente oficiale. Era normal să dea curs solicitării noastre, era normal să se încheie un proces verbal la fața locului de constatare. Era normal să fim informați și noi și eu, ca și conducător al unității de învățământ. Da. Nu s-a întâmplat acest lucru? Acuzațiile sunt foarte grave. Am să rog regia să pregătească punctul de vedere al Direcției de Sănătate Publică, pentru că dumneavoastră sunteți nemulțumit. În primul rând că s-a dat o amendă conducerii, mă rog, școlii, fără să se lase un proces verbal, spune dumneavoastră, de amendă. Eu sunt foarte nemulțumit. A apărut astăzi în presă cum că am fi fost sancționați cu suma de 10.000 de lei, 100 de milioane, da? Nu ni s-a... Școala, da, nu s-a înmânat niciun proces verbal în timpul controlului, deși eu am solicitat acest lucru printr-o adresă oficială. Pot să vă prezint și adresa oficială. Ați apucat să faceți asta în imediat, timpul controlului? După control, am solicitat Direcției de Sănătate Publică printr-o adresă oficială, le-am comunicat că nu mi s-a prezentat procesul verbal în copie Xerox. Verificați și dumneavoastră. Nu știu de ce domnii
de la DSP sau comisia de unde a fost, au refuzat să ne înmâneze și nouă un proces verbal și e bine să comunicăm, e bine să stabilim de comun acord ce responsabilități, ce atribuții avem. Pentru sunteți că niște instituții cu toții care lucrați în folosul comunității, în folosul copiilor, din banii publici, bineînțeles. Și să vedem dacă eu sunt obligat, așa cum mi-au spus reprezentanții DSP, eu și doamna învățătoare avem obligația să-i controlăm pe copii de păduchi. Nu știu dacă ține de competența noastră. Așa v-au spus așa cei care au venit la control? Așa ne-au spus în prezența domnilor inspectori de la Inspectoratul Școlar. Și am întrebat de două ori și zice, da, domnule, dumneavoastră aveți obligația. Eu cred că nu avem noi obligația, nu avem prevăzut nimic în fișa postului, nici eu și nici doamnele învățătoare, pentru că după aceea putem să fim acuzați de altele. Da. Și ați observat totuși că există această problemă și ați sesizat celor care au obligația să se ocupe. Celor îndreptățiți. Da. Haideți să vedem declarația de la Direcția de Sănătate Publică a doamnei Elena Pițian, purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică, după care revenim și încercăm între timp să luăm legătura și cu doamna doctor Rachim. Directorul școlii de la Padeș îi acuză pe inspector că nu i-au înmânat procesul verbal, nu l-au încheiat de față cu el și nu l-au înmânat, deși după câte scrie și presa și știe și dumnealui, am înțeles că a sunat la DSP și a întrebat, există într-adevăr o amendă pentru școala pe care o conduce? Da, într-adevăr, există o amendă. Procesul verbal nu a fost întocmit pe loc pentru că dumnealor cei de la conducerea școlii și administrația locală de acolo care au fost de față la întocmirea procesului verbal de constatare a condițiilor și consanitare și a ceea ce s-a întâmplat acolo, au refuzat semnarea procesului verbal. Colegii mei au întocmit procesul verbal de sancțiune, acesta a urmat să fie transmis prin poștă și acolo sunt, în acest proces verbal, sunt semnalate și sunt specificate toate deficiențele constatate, precum și articolele de lege pentru care a fost sancționată conducerea unității de învățământ. Într-adevăr, ceea ce părinții au reclamat s-a confirmat la fața locului, colegii mei constatând cele 8 cazuri de periculoză, dar pe lângă acestea au efectuat și controlul igienico-sanitar al unității de învățământ, constatând grupuri sanitare neadecvat întreținute din punct de vedere igienico-sanitar, neigienizate, nedezinfectate, nevitanjate, uși degradate, de asemenea lipsa materialelor care sunt necesare pentru rezolvarea curățenii și dezinfecției în unitățile de învățământ. De asemenea, unitatea școlară nu dispune de o sală de sport adecvată, sala de sport fiind improvizată și fiind amenajată într-o altă sală care avea o altă destinație inițială. Și pentru care colegii mei au aplicat această sancțiune. Acum vor urma și acele zile de perioadă de termen pe care colegii au dat-o și pentru efectuarea acestor și remedierea acestor deficiențe, după care vor merge într-un nou recontrol. Și, bineînțeles, în momentul în care va ajunge sancțiunea la conducerea unității, aceasta va lua la cunoștință de articolele de lege pentru care a fost sancționat. Puteți să-mi spuneți care este valoarea sancțiunii? De acum, valoarea sancțiunii este de 10.000 de lei, conform hotărârii de guvernul 875/2011, articolul 55. Bineînțeles, mai sunt și alte articole specificate pe procesul verbal. Deci suma totală este de 10.000 de lei pentru abaterile, pentru practic nerespectarea condițiilor de igienă sanitară care se impun într-o astfel de unitate de învățământ. În cont că este o colectivitate, este o unitate în care riscul de îmbolnăvire este foarte mare și, bineînțeles, implică și responsabilitate, nu numai din partea cadrelor medicale care vor să-și facă datoria și intervine în astfel de situații, dar și în partea administrației locale a conducerii și pot să evita îmbolnăvirile. Pentru că în momentul în care copilul se îmbolnăvește, se pot îmbolnăvi și ceilalți și, bineînțeles, atunci sunt cei din sistemul sanitar că se îmbolnăvesc copiii. Dar trebuie mai întâi să verificăm și condițiile în care trăiesc copiii, în care învață copiii și modul în care
noi ca administrație, ca unitate de învățământ, protejăm sănătatea acestor copii, mai ales că dacă stăm să ne gândim bine, totuși au o imunitate scăzută în aceste perioade, mai ales că au trecut printr-o iarnă, și plus faptul că foarte mulți părinți nu-și mai permit să alimenteze corespunzător copiii sau să le dea tratamente pentru creșterea imunității. Vreau să vă... Este foarte mare grijă cu sănătatea copiilor. Vreau să vă întreb dacă amenda s-a dat pe persoană fizică sau juridică, în primul rând. Și ultima întrebare... Spunea domnul director, când am luat legătura cu dumnealui, că a anunțat cadrele medicale din localitate și au refuzat să se prezinte. Întrebarea mea este dacă au obligația cadrele medicale de la dispensar de acolo să meargă la școală când sunt sesizate. Cadrele medicale merg ori de câte ori sunt sesizate la unitățile de învățământ. Din câte am înțeles, există divergențe între conducerea școlii și cadrele medicale de acolo. Mai mult de atât, eu nu știu să vă spun care este situația și care este problema dintre dumnealor. Deci, punctul oficial pe care eu pot să-l spun este din ceea ce mi-au spus colegii mei și din actul de constatare făcut de dumnealor. Acum, știți cum este? Cadrul medical intervine atunci când știe sau când este permis. Am înțeles că doctorul respectiv care a venit și care a sesizat de către părinții copiilor că există probleme, am înțeles că nu a fost lăsat să intru în terenul de învățământ. Acum eu nu pot să certific că dacă există sau nu aceste probleme între dumnealor. Am înțeles. Profesorul probabil știe mai bine și poate dacă este în direct o să vă explice mai bine situația. Colegii mei de asemenea au scris ceea ce au avut de scris sau ceea ce au văzut la fața locului în nota de constatare, pe care nota de constatare o va primi și școala gimnazială și primăria și institutul școlar, deci fiecare parte care a luat parte la acest control vor primi această nota de constatare cu toate amănuntele respective. Mai întrebam dacă amenda este pe persoană fizică sau juridică? Amenda este dată pe un data de învățământ prin directorul unității de învățământ. Mulțumesc tare mult, o seară bună! Din păcate n-am reușit să intrăm într-o comunicare directă cu doamna doctor Achim. Am vorbit cu doamna doctor Răuz, dragi telespectatori, în timpul acestui scurt material. Eu sper ca doamna Achim să poată să intre și dumneaei cu noi în direct. Oricum și sunteți acuzat că ați interzis doamnei Răuț, cel puțin în presă. În presă, da, sunt acuz. Că ați interzis doamnei Răuț, am contactat-o să intre în școală, am contactat-o, sper să intre cu noi în direct. Am în continuare rugămintea față de doamna Achim, dacă dorește să intre cu noi în direct, să-și prezinte punctul de vedere. Numărul de telefon pentru a intra în direct este 0353568913. SMS-ul care este afișat, sau să ne trimită un SMS în care să spună dacă e adevărat ce, sau nu ceea ce spune domnul director. Așteptăm telefonul doamnei Răuț. Din păcate, dânsii nu au televiziune prin cablu, au antene, nu se văd posturile locale pe antene. Asta este, din păcate, dar trebuie să continuăm subiectul. Noi ne-am făcut datoria să le contactăm pe doamnele și pe cea care se spune că i-ați interzis să intre și pe doamna care spuneți dumneavoastră că refuză să vină în școală. Dacă îmi permiteți, a apărut în presă un reportaj că vineri după amiază doamnei doctor Răuț Ioana să intre în școală. Vă rog din suflet să o contactați pe doamna doctor și să întrebați. Am contactat-o chiar acum în timpul materialului și mi-a spus că nu este adevărat punctul dânsei de vedere. Poate reușește să intre și cu noi în direct, să rog regia, cu toate că de regulă luăm SMS-uri. Dacă sună doamna Răuț, așa cum a zis că va suna și am dat numărul de fix, să intrăm în direct cu dumnea ei și să ne spună care este punctul de vedere și poate, fiind colegă cu doamna Achim, ne poate ajuta și cu informații legate de situația dispensarului și de relația dispensarului cu dumneavoastră cu școala. Cu siguranță.
Noi avem o colaborare foarte bună cu doamna doctor Răuțioana, cu domnul doctor Galtoi, mai puțin cu doamna doctor Achim, așa cum am spus. Nu știu de ce dumneai nu dorește să colaboreze cu noi, de ce nu respectă legea, de ce nu respectă instrucțiunile pe care noi le-am primit din partea inspectoratului școlar. Așa cum spunea și doamna Pițian de la DSP, dânsa mi-a confirmat, în momentul în care sunt solicitați, medicii trebuie să vină la școli. I-am solicitat în nenumărate rânduri, v-am prezentat și adrese. Pot să vă spun că la momentul efectuării controlului de către DSP aveam din nou înaintată adresă către dispensarul Padeș. Deci, mai mult de atât, eu nu știu ce trebuie să fac. Rugămintea mea este să nu sunați, deci deci pe numărul afișat pentru SMS se pot primi doar SMS-uri. Pentru doamnele doctor am dat numărul de telefon pentru fix 0353 568 913. Da, am notat eu greșit, firar să fie. Atenție, deci 0353 568 913. Da, am notat greșit, am spus inițial bine, dar notasem greșit și a doua oară am spus din nou greșit. Îmi cer scuze, nu e cu intenție. Da. Am văzut niște adrese prin care dumneavoastră cereați doamnei doctor, revin asupra acestei întrebări pentru că n-am aprofundat-o, răspunsul nu a fost aprofundat, prin care dumneavoastră cereați doamnei doctor Achim să vină numai cu nu numai doamnei anunțarea doctor, nu numai doamnei doctor prealabile. Achim, de solicitam ce? Tuturor medicilor la nivel de comună, așa cum am primit și noi instrucțiuni de la inspectoratul școlar, solicitam dumnealor să ne anunțe cu cel puțin o zi înainte scopul vizitelor dumnealor în școală. Această solicitare a venit în urma discuțiilor purtate cu părinții, în urma discuțiilor purtate cu colegii, cu Consiliul Profesoral. Colegii au fost nemulțumiți pentru că doamna doctor Achim venea la școală în timpul programului școlar, deranja programul școlar, intra în școală, nu ne anunța nici pe noi conducerea școlii, mergea direct în sala de clasă. Nu era tocmai ok, se deranja programul școlar și nu are voie nicio autoritate să deranjeze ora de curs. Fac excepție doar organele de control. Dar nu înțeleg de ce venea așa, adică când ar trebui, potrivit regulamentului, când ar putea un medic să vină să-și facă treaba, adică să verifice dacă sunt copii sau ce trebuie să facă un medic până la urmă într-o școală? Un medic are obligația de a ne anunța pe noi conducerea unității de învățământ, noi avem obligația să informăm părinții, avem obligația să informăm cadrele didactice. Și cu siguranță, după ce purtăm discuții cu toți partenerii implicați în procesul instructiv educativ, comunicăm dispensarului punctul nostru de vedere și posibilitatea când o să poată dumnealor să efectueze și vaccinul și controlul epidemiologic. Se poate efectua după programul școlar, noi avem program de la 8 la 14, se poate efectua în timpul orelor mai ușoare, dacă avem o hotărâre de Consiliul de Administrație, o hotărâre a Consiliului Profesoral, niciun fel de problemă. Dar nu putem să intrăm în timpul orelor de bază, la matematică, la limba română, să deranjăm pe domnii profesori, pe domnii învățători, pentru că, vedeți și noastră, suntem în perioada în care s-au dat examenele, rezultatele nu sunt pe măsura așteptărilor și de aceea e bine să ne facem datoria cu toții. Da, până la urmă ar fi culmea să vină un medic în timpul examenului de bacalaureat, să zicem, la liceu sau în timpul știu căror testări și să zică eu acum vreau să caut copii de păduchi, de exemplu. Dacă tot discutăm de examene, de curând am avut simularea evaluării naționale la clasa 8-a. Noi am solicitat sprijin de la dispensarul Padeș pentru a asigura asistența medicală în timpul desfășurării probelor de examen. Printr-o adresă oficială le-am comunicat acest lucru și o pun și la dispoziția dumneavoastră, însă am fost refuzați. Nu s-a prezentat nimeni de la dispensar, nu am avut asistență medicală, este dureros. Poate, Doamne ferește, în timpul examenului poate să-i vină rău la un copil sau eu știu. Noi avem cu totul și cu totul alte atribuții în timpul examenului, nu putem să asigurăm noi asistența medicală și primul ajutor.
Da, nu înțeleg totuși de ce. Există, eu știu, legătura de cauzalitate, ca să spunem așa, ca instanțele de judecată. Ați avut vreo ceartă cu doamna doctor? Sincer, ce vă spun, întâmplat? Doamna doctor Achim Florica s-a supărat că am făcut adresa oficială și am solicitat să ne anunțe cu cel puțin o zi înainte scopul vizitelor dumneavoastră, dar v-am spus, această adresă nu este de la mine, este în urma discuțiilor purtate cu părinții elevilor și cu colegii, cu profesorii. S-au plâns și părinții elevilor? S-au plâns și părinții elevilor, pentru că unii dintre ei nu doresc să facă acel vaccin, poate au unele probleme de sănătate, poate sunt incompatibili, să zic așa, nu știu, eu nu cunosc exact termenii medicali. Oricum, un elev, adică un copil normal, ar cam trebui să facă un vaccin cu acordul părinților. Cu acordul părinților, bineînțeles. Dacă părinții își exprimă dezacordul, e într-adevăr o problemă. Bineînțeles. Sunt unii părinți care au fost nemulțumiți și de efectuarea acestui vaccin în incinta unității școlare. Mi-au spus, domnul director, dar nu este mai bine să meargă la dispensarul cabinetului medical acolo, la cabinetul medical al doamnei doctor și să se facă vaccinul? De ce în școală? Poate că în școală, de multe ori, nu sunt condiții igienico-sanitare destul de bune pentru a efectua acest vaccin. Pentru că vorbim de condițiile igienico-sanitare, spunea doamna Pițian în intervenția la telefon că amenda s-a dat și pentru faptul că nu îndepliniți anumite condiții legate de igienă în grupurile sanitare și că aveți o sală de sport impropriu amenajată. Da, doamna... Nu știu dacă a spus-o totuși în intervenția telefonică, pentru că eu eram foarte concentrată să iau legătura cu doamnele doctor. Văd că mă sună pe mobil, din păcate am rugat să sune pe un fix. Și nu știu dacă a spus-o în acea declarație la telefon, dar mi-a spus mie și înainte și după că dumneavoastră nu îndepliniți condițiile acolo, că aveți o sală improprie de sport. De ce aveți o sală improprie de sport? Sau este sala dumneavoastră de sport improprie? Nu este o sală de sport, este o... Noi în mediul rural nu avem sală de sport, avem o sală improvizată, o sală multifuncțională în care ne desfășurăm și serbările de sfârșit de an și serbările cu ocazia diferitelor evenimente. Sigur... O secundă, am să vă întrerup, scuzați-mă. Am rugat-o pe doamna Răuț, dacă dorește să intre cu noi în direct, este acum în legătură directă cu noi, să sperăm că reușim să vorbim cu dumneavoastră. Alo, bună seara! Alo! Bună seara! Alo? Alo, bună seara, noi vă auzim? Alo? Da, bună seara! Bună seara! Ne auziți? Sunt doctorița Răuț de la Padeș. Îmi pare rău că nu vă văd, nu prin postul dumneavoastră. Am înțeles că e invitat domnul director Pora de la școala Padeș. Da, 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 și eu v-am sunat și v-am explicat ce vorbim. Din păcate, nu, probabil că aveți o antenă și nu sunteți abonată la cap. Da, e mai greu și... Am înțeles. Am înțeles că sunt în direct. Da, sunteți în direct acum și întrebarea noastră, a mea ar fi, sunt acuzați în presă la adresa domnului director că vineri nu ați fost lăsată să intrați în școală. Să știți că eu vă aud foarte greu, poate dumneavoastră m-a auzit. Da, da, vreau v-auzim. Să precizez că nu am fost vineri la școală și e total eronată informația aceasta că aș fi fost scoasă din școală de domnul director. Eu nu răspund de școala Padeș, eu am atribuții la școala Călugăreni și Văieni. Și până acum am colaborat foarte bine cu domnul director Pora, n-am avut niciun conflict, totdeauna când am fost la școală am fost primită în școală, n-am avut ocazia să fiu dat afară din școală sau să am alt conflict verbal sau de altă natură cu domnul director. Dumneavoastră, ce școli aveți, doamna Răuț? Ce școli aveți în Răuț? Eu răspund de școala Călugăreni și școala Văieni. Am o întrebare. La dumneavoastră, acolo unde răspundeți dumneavoastră de aceste școli, sunt păduchi? La copii? N-am înțeles, vă aud mai greu, nu știu de ce. Da, întrebam dacă la dumneavoastră în școlile de care răspundeți sunt păduchi, pentru că în celelalte două școli sunt. Am avut în semestrul trecut un caz izolat la grădinița Călugăreni. Dar s-a rezolvat, am vorbit cu mamele, au înțeles și asta a fost tot. Un singur caz am avut, care într-o săptămână s-a rezolvat. Am înțeles. Bun, deci...
Vreau să vă întreb, n-am reușit să i-am spus și doamnei doctor Achim despre ce este vorba. Nu știu, n-am avut suficient timp ca să înțeleagă dumneai, cred că am dorit să intrăm în direct cu dumneai, dar vreau să vă întreb pe dumneavoastră, faceți parte dintr-un dispensar în care sunteți mai mulți medici de familie. Da, care-i da. Problema acolo la Padeș? De ce sunt discuțiile astea? Știți cumva ce probleme sunt? E o lipsă de, nu știu, de comunicare între... O lipsă de comunicare. Ceva, numește de comunicare între noi și domnul director, sau eu știu, pentru unii colegi. Dumneavoastră comunicați bine cu domnul director? Da, eu mă înțeleg bine, da. E pacientul meu, e toată familia înscrisă la mine, n-am avut până acum conflicte sau probleme de comunicare eu cu dumnealui. Poate colegii mei, nu știu ce să vă spun. Am înțeles. Nu răspund pentru colegii mei. Dar corect, eu foarte eu... corect. De acord da, cu dumneavoastră. Da. Aș ruga, v-aș ruga, eu știu, dacă reușiți să discutați cu doamna doctor Achim și vrea și dânsa să intre cu noi în direct. Din păcate, eu am vorbit cu dumneavoastră, ca și cu dumneavoastră, mai adineaur, văd că primesc un telefon pe mobil, din păcate nu pot să iau telefoane pe mobil, da. Să-i da. Explicați și dânsei că telefonul este cel fix, 0353568913, pe care ați sunat da, și dumneavoastră, da. Dacă dorește da. Să intre în direct cu noi. Da. Da? Da? Deci, mulțumesc, mulțumesc mult, o seară bună. Îmi pare rău că am ajuns conflict de presă sau... Da, din păcate. Da, sper că lucrurile între mine și domnul director sau între mine și colegii mei să fie în continuare bune. Da. Și eu sper la fel. Nu avem nimic de împărțit. Să dea Dumnezeu. Interesul nostru al tuturor e mersul bun al copiilor, sănătatea lor și tot ce ține de sănătate și de... Puteți întreba dacă nu am solicitat o convenție. Colaborarea asta pe doamna doctor. Întrebați noastră, domnul director are o întrebare pentru dumneavoastră. Da, da. Doamna doctor, sărmâinile. Bună seara. Doresc să vă întreb dacă dumneavoastră ne-a solicitat, ați venit cu o convenție de furnizare de servicii medicale către școală. Eu nu știu să existe. Doamna doctor... Nu, asta s-a discutat la primărie. Cu primăria am discutat problema asta. Și cu primarul din fostul primar și cu actualul primar am discutat, dar nu special cu școala, n-am făcut la deci, către școală nicio... Doamna doctor, dacă nu vă supărați, eu știu că există o hotărâre de Consiliul Local. La o hotărâre de Consiliul Local ați fost invitați și dumneavoastră medicii și am ajuns da? La o înțelegere în ședința de Consiliul Local, primăria să vă ofere spațiile pentru cabinetele medicale să vă asigure căldura, iar dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, să oferiți serviciile medicale pentru școli. Este adevărat sau nu este adevărat? Noi plătim chirie pentru spații. Eu, personal, am spus că eu sunt mulțumită dacă primăria mea asigură căldura pe timpul iernii da. Contra serviciilor mele către școală. Da, da, da. Și da. Este obligativitatea școlii să încheie contracte cu dumneavoastră sau a administrației publice locale? Administrația publică locală. Ok, mulțumesc mult, doamna doctor. Da. Mulțumim, mulțumim, doamna doctor. Am în continuare un telefon, o persoană care insistă sunând pe mobil. Rugămintea mea este din nou, nu puteți intra în direct pe mobil. Mobilul nu e conectat la aparatură, da? Dacă faceți parte din instituțiile responsabile în acest caz, vă rog să sunați pe 0353568913. Și până la urmă, și dacă sunt spectatori, de ce să-i îngrădim, dar vreau să discutăm tot ce e de discutat. Avem două mesaje, vreau să le citesc acum. Se pare că s-a înroșit firul, ne vedem foarte mult la Padeș. O secundă, domnule director, avem două mesaje, unul de bine, unul de rău. Unul de bine, zice așa, bună seara, eu consider că, de bine pentru dumneavoastră, bună seara, eu consider că nu este de datoria domnului director a controla copiii atâta timp cât părinții nu sunt atât, părinții sunt, mă rog, fac cu acuzația aici la părinți, n-are rost să acuzăm părinții. Nu trebuie să acuzăm părinții, nu. Așa, așa, se vede invidia pe care o au pe domnul director. O au cine, nu știm, haideți să vedem și unul de rău. Două sunt de toate, așa mai fost unul înainte care l-am citit. Eu nu vreau să fac
Iată că numărul care a sunat a trimis și mesaj. Da, haideți să citim. Sunt trei mesaje și de asta a insista pe... Imediat am să vă citesc mesajele, cine trimite acest mesaj. Aceste mesaje a și sunat în pe telefon. Of, iar, din păcate, deci nu sunați, vă rog frumos că nu pot citi nici mesajele. Trimite SMS, rugămintea mea, ca să putem comunica, că altfel ne blocăm. Deci, zice persoana care insista la telefon și care a trimis 3 SMS-uri. Aoleu, ăsta e un mesaj pentru Târgu Cărbunești, pentru primărie. Îmi pare rău, dragă telespectatorule. A fost într-o emisiune de acum 2 săptămâni. Așa. Doamnă dumneavoastră, așa. Nu mai știu. Deci, cineva care trimite pentru Cărbunești un mesaj, aceeași persoană care și insista la telefon, zice că cineva e un hoț, dar nu știu dacă se referă la fostul meu invitat de la Cărbunești sau la dumneavoastră, deci îmi pare rău. După care zice, iar sună telefonul, știți ce mizerie e în clase, trec șobolani. Problema e că nu știu dacă vă referiți la școala din Padeș, pentru că anterior discutați despre Cărbunești. Deci aș ruga persoana care a dat aceste 3 mesaje să facă precizarea despre ce școală vorbește și dacă este din localitate și a fost în acea școală, pentru că nu înțeleg de ce aceeași persoană știe foarte bine și situația de la Cărbunești și pe cea de la Padeș. Poate că, eu știu, are rădăcini în ambele localități. Nu contest asta. Încă o dată rugămintea să trimite SMS-uri pe acest număr de telefon și nu să sunați, da? Să revenim, domnule director, că deci, am deviat un pic. Dați-mi voie să vă prezint Convenția de Furnizare de Servicii Medicale pe care ne-a adus-o doamna dr. Achim Florica, adresată unității noastre, prin care solicită lunar să-i plătim suma de 1000 de lei. M-ați auzit din discuțiile purtate cu doamna doctor că această convenție de încheiere pentru serviciile medicale se face cu autoritățile administrației publice locale. Vă prezint documentul, poate că și de aici a plecat această ură, să zic așa, între noi, între mine și doamna doctor Achim, că am refuzat să înregistrez acest contract pentru că am considerat că este ilegal și nici nu aveam posibilitatea să ofer 10 milioane pe lună, cum îmi solicită dumneai. Vă rog să arătați la cameră. Este un document în original. L-am adus în original ca să nu se creadă că este... Da, într-adevăr. Să arătăm, o să rog colegii să dea cadrul general. Deci este un document cu ștampilă, semnătură în original și care spune că serviciile medicale costă 1000 de lei pe lună. 1000 de lei pe lună, da. Să înțeleg că se plătesc către cabinete în general, la celelalte, la ceilalți medici cu care aveți contract pentru cele, sau, mă rog, colaborare, pentru celelalte școli plătiți? Nu plătim. Va confirma doamna doctor Răuți, această convenție nu se încheie cu noi, se încheie cu primăria. V-am spus de acea hotărâre a Consiliului Local, prin care dumnealor s-au înțeles. Să zic așa, a existat un fel de troc, s-au pus la dispoziție spațiile și s-a oferit căldura gratis. Dumnealor ne-a oferit serviciile medicale către școli. Eu am primit de la doamna doctor Achim Florica și o adresă și dacă îmi dați voie să-i dau citire, domnule director, doamna doctor Achim Florica, reprezentant prin doctor, cabinet medical individual doctor Achim Florica, reprezentat prin doctor Achim Florica, va adu la cunoștință conform cu prevederile articolului 238-239 din legea 95/2006 că nu avem voie să prestăm servicii medicale în școală fără convenția de furnizare servicii medicale conform ordinului 653/2001. Sunt de acord, poate este adevărat ce spune dumnei, dar că această convenție nu se încheie cu școala. Deci această convenție se încheie cu autoritățile publice locale. Așa scrie în ordin respectiv? Da, și spune, atașez alăturat 2 exemplare din convenția de furnizare de servicii medicale în asistența medicală școlară, plus barem pentru dotarea unui cabinet din școală. Noi nu avem cabinet la nivelul unității de învățământ. Este acest barem pe care ni l-a înaintat. Nu sunt specialist, dar
La punctul C din barem spune că trebuie să avem hidrocortizon, hemisuscinat, fiole și așa mai departe, ceea ce nu cred eu că este în obligativitatea noastră. O secundă. Rog din nou telespectatorii să trimită SMS pe acest număr, da? Deci să nu sunăm, să trimitem SMS, pentru că așa ne putem înțelege și putem să discutăm cât mai multe probleme. Deci încă o dată vă rog, nu sunați, trimite SMS, da? Mai avem un mesaj care spune așa: bună seara, domnule director Pora, sunteți un om cu autoritate în școlile din comuna Padeș, Manu Ion din Cloșani. E un cetățean care își dă și numele, așa mi-aș dori să fie mesajele, dragi telespectatori, ca toți cei care au ceva de spus să-și asume. E adevărat că și aceste mesaje pot fi false, adică să dea altcineva mesaj, să dea numele unui cunoscut. Rog și pe ceilalți telespectatori să-și dea numele, că noi oricum, dacă ajungem la proces, avem aici proba cine, ce număr a dat și dacă coincide cu numele care apare. Să-și dea numele și să-și asume ceea ce spun și să-și probeze, bineînțeles. Da. Pentru că e păcat. Apropo de mesajul anterior, domnule director, sunt șobolani? Nu sunt să fie șobolani. Despre vreo școală din Cărbunești, pentru că e aceeași persoană care a dat mesajul. Eu nu pot să neg. Poate că Cărbunești. Mai sunt și șobolani, dar vă spun că am făcut deratizare, am făcut tot ce ne stă în putință, da? La începutul anului școlar, permanent asigurăm igienizarea spațiilor de învățământ. Ce să vă spun mai multe? Eu aș spune ceva și n-am mai făcut asta până acum. Aș face o excepție de la regulă că la ora 9 emisiunea este în reluare. Cu acceptul regiei și a colegilor și a dumneavoastră, dacă vreți să stăm și după ora 9, după emisiunea de dedicații, să continuăm ca să putem să discutăm și cu doamna doctor Achim? Cum să nu? Cu mare drag. Regia este de acord? Se poate. Deci ca să nu fim acuzați că am... Eu de acuzațiile astea asupra doamnei Achim am aflat acum în ultima clipă și n-am apucat să o fac să înțeleagă. Eventual facem o înregistrare cu dumnea ei dacă nu vrea să intre în direct în timpul emisiunii de muzică populară și de dedicații, după care la ora 9, dragi telespectatori, continuăm această dezbatere, că e o adevărată dezbatere. Iată și telespectatorii, chiar și cel care a insistat la telefon, văd că trimite mesaj. Deci haide să le citim. În cazul bolilor cu transmitere, da, și se intervine urgent, nu când vrea directorul. Așa. Răspunde el dacă un contagios, probabil că a vrut să scrie, stă o zi în colectivitate. Bun, dar eu trebuie să fiu și eu informat, că eu n-am de unde să știu. Eu nu am obligația să verific. Vă dați seama, la nivel de comună am 7 unități de învățământ, am aproape 600 de elevi și nu cred că intră în atributul meu să verific eu de pădu copiii. Sau de alte boli. Cum au spus, sau de alte boli. Eu nu sunt persoană abilitată, persoană de specialitate. Dar care e procedura legală ca să se afle în timp util despre o problemă, despre o boală dintr-o școală? Deci, cum se procedează? Există o periodicitate în care vin medici? La nivelul unității noastre, noi comunicăm foarte mult cu adrese oficiale și verbal și telefonic. Am rugat de fiecare dată colegii să mă informeze cu toate problemele care se ivesc în școală. Ce s-a și întâmplat? Am văzut o adresă prin care... Sunt foarte multe probleme. Undeva în presă apare că și doamna învățătoare nu a informat directorul unității de învățământ. Doamna învățătoare a fost sunată joi seara telefonic de către părintele elevei respective. Dumnezeu a invitat în data de vineri la școală părintele respectiv pentru a purta discuții și pentru a ruga. Iertați-mă că am pierdut puțin firul, că eram atentă și la mesaje. Doamna doctor, care a invitat părintele la școală? Nu, vorbeam de doamna învățătoare. Doamna învățătoare, scuzați-mă. Da, mă scuzați, dragi telespectatori, n-a reușit să mă... Doamna învățătoare a invitat vineri părintele la școală. Ambele... Nu a venit tatăl fetiței, a venit mama fetiței. Da? A discutat cu doamna învățătoare și poate să vă confirme și doamna învățătoare acest fapt. Le-a confirmat și domnilor inspectori de la DSP-ul. Dar pe doamna doctor a informat-o, i-a dat un telefon, până la urmă, ce atâtea adrese, domnule director? Are dreptate acest părinte care spune, fratele meu, când apare ceva, imediat. Adică adresa. Dumnezeu spune că a informat-o și pe doamna doctor. Deci eu cum am fost informat, vă dau cuvântul meu,
În momentul când a fost informat, la câteva secunde am făcut adresa oficială către dispensar. Fapt constatat și de către... Și a trimis-o pe fax? Și am trimis-o pe fax. Dar dacă doamna doctor nu era acolo, nu era bine să o fi și sunat? Poate e o problemă de comunicare, ce spunea doamna Răuț. Permanent este cineva la dispensar acolo, dacă nu este doamna doctor, sunt asistentele doamnei doctor. Și primesc faxurile. Și primesc și comunică cu noi, da. Deci bine, este cineva permanent. Acum, haideți să vedem, comunicările dumneavoastră sunt din luna 9, din luna 10, din luna 11. Dacă nu a venit acest medic, de ce n-ați chemat de la Târgu Jiu? Frate, nu-mi vine medicul, nu vrea, nu-i place de fața mea. Veniți aici că avem păduchi. Eu am anunțat... Ați făcut ceva? Deci, în urmă cu două săptămâni, am avut un control de la Direcția de Sănătate Publică, la școli, au venit dumnealor, au purtat discuții cu mine, nu ni s-a încheiat... Când? În urmă cu două săptămâni. Așa. Da, au venit dumnealor la școală, ne-au întrebat, m-au întrebat de conflictul dintre mine și doamna doctor Achim. Deci era cunoscut la DSP, da, era cunoscut conflictul la DSP-ul. Conflictul este de mult, eu am spus, din punctul meu de vedere, nu există niciun conflict, eu doar am solicitat doamnei doctor să mă informeze și pe mine în scris, ca să pot să informez și eu părinții la rândul meu și profesorii. Și să stabilim, de comun acord un program de efectuare. Așa scrie regulamentul, că așa, trebuie să vă comunice în scris? Da, așa spune regulamentul. Am înțeles. Avem, v-am spus, acel protocol încheiat între instituția poliției județene, între jandarmerie, inspectoratul școlar, da, pe care l-am văzut, n-are rost să-l mai arătăm la cameră, credeți-mă pe cuvânt că l-am văzut. Privind siguranța în școli a elevilor. Bun. Deci, eu nu am făcut altceva decât să respect instrucțiunile primite de la inspectoratul școlar. Da, și până la urmă trebuie să ne acoperim de hârtic, așa e în România. Mai avem trei mesaje, dați-mi voie să le citesc. Da, mai avem și un minut de emisiune, dar promit, dragi spectatori, că continuăm după ora 9. Nu mai dăm reluare, continuăm dezbaterea, pentru că nu putem să terminăm așa emisiunea. Oh, ce urât! Un mesaj care vă spune că e mizerie în toalete și vă și vorbește urât. Nu pot să reproduc partea urâtă că n-avem voie. Vă rog să-ți dai și numele, dacă tot își asumă. Imediat, domnule frumos. Director. Of, doamne, avem foarte multe mesaje, cred că va trebui să întrerupem emisiunea și să... Haideți să mai stăm un pic să citim mesajele și după aceea ne pregătim și continuăm după aceea. Pentru că noi am discutat înainte de emisiune legat și de condițiile din școală, apropo de spațiile pe care le aveți la dispoziție. Deci, în primul rând, telefonul care insista își cere scuze că suna pentru într-o emisiune, deci a greșit numărul de telefon. Nu e nicio problemă, vă scuzăm. Bine că ați reușit să vedeți, pentru că ne bulversați emisiunea. Că ne-ați văzut și ați înțeles că ne sunați greșit, da? E doar pentru SMS-uri numărul. Un alt mesaj zice: energie electrică combustibilă la toate unitățile, internet, transport, elevi, igienizări, geamuri și uși termopan ESA. N-am înțeles. Curățenia în școală o face îngrijitorul. Domnul director a aprovizionat unitățile cu materiale de curățenie în limita bugetului. Da. Când dorește această funcție să se prezinte la concurs, să vină cu soluții pentru problemele pe care le avem. O seară bună, Arjocu. Ce funcție doriți? Poate că e o greșeală? E un SMS trecut greșit? Eu știu. Nu este un SMS greșit. Telespectatorul dumneavoastră spunea că am aprovizionat și am în limita bugetului pe care îl primim în funcție de numărul de copii. Știți că este finanțat, da, pe relevă. Da, știți pe domnul Arjocu? Adică sunt mai mulți de Arjocu. Deci e un mesaj care ni se adresează legat de dumneavoastră, da? Nu știu care Arjocu. Posibil să fie un vecin al școlii acolo, dar dumnealui poate că se referea la termopanele pe care le-am pus la școala gimnazială Padeș, la schimbarea învelitorii în totalitate la școala gimnazială Padeș, la montarea centralei termice, la montarea sistemelor de supraveghere, la montarea firmelor luminoase, cabinetului de informatică și așa mai departe. Deci s-au făcut foarte multe lucruri bune în comună. Este foarte greu să faci pentru toate școlile.
trebuie să o luăm pas cu pas, la rând, și să asigurăm cu prioritate școlile care au viabilitate, unde avem copii, pentru că degeaba venim și investim într-o școală mică, unde nu avem efective, și după aceea trebuie să o închidem. Of, Doamne, câte mesaje avem! Poamă, ce se uită lumea la noi! Eu trebuie să mă bucur! Eu ies cel mai bine din chestia asta. Deci, mai citesc un mesaj. Bună seara, domnule director! Eu cred că serviciile medicale nu ar trebui să coste atât de mult. Banii trebuie folosiți pentru încălzire și multe altele, iar verificarea copiilor de păduc nu este datoria directorului, ci a medicului respectiv care se ocupă de elevii acelei școli. Mai departe. Sunt opinia ale oamenilor. Haide să nu le comentăm ca să le putem lua pe toate. Asta mi se pare... Nu pot eu să fac lucrul ăsta, deci e exclus. Mi-e imposibil să verific eu personal copiii. Ați mai spus-o. Alt mesaj. De ce nu are școala medicii ei în incinta școlii, că în Europa, dacă e rău la un elev, na, are luat bine, mesajul. Ar fi bine să aveți. Să avem cabinet școlar, cum au și școlile din județ. O să facem o solicitare, dar din păcate știu că sunt posturi blocate și este foarte greu. Avem problemă la o școală, avem un post de îngrijitor blocat de foarte multă vreme, am făcut ien solicitări, este greu să ne descurcăm în condițiile în care nu ai un îngrijitor școală. Deci asigurăm și plătim chiar și din buzunar. Aoleu. Un om din sat, credeți-mă. Vreau să vă rog ceva, domnule director, pauză de publicitate. Emisiunea de dedicații pe Tale de Cânte cu colegii mei Elisabeta și Gigi Vasile. Gigi, îmi spune regia, Gigi Vasile. Betty nu este în seara asta, să nu vă supărați pe ea. Și continuăm de la ora 9? Continuăm, dacă da să nu mă țineți atât păi, de mult. Gândiți-vă că telespectatorii trimit mesaje, trebuie să o sunăm și pe doamna Achim și okay, trebuie să fim corecți față de toată lumea. O să rămânem. Că de asta ați venit de la Padeș până aici. Distanța e mare și mâine avem un consiliu de administrație, probleme la școli, vă sunt cred. Foarte multe. Vă cred, da? Cred că merită okay, să merită, continuăm. Merită să continuăm și să aflăm adevărul, să vedem exact. Până la urmă cine e vinovat. Exact. Bine. Mulțumesc, dragi telespectatori. După ora 9 ne revedem. Bună seara, dragi telespectatori! Revenim în direct în partea a doua a emisiunii Viața Gorjului, deși ar fi trebuit să fie în reluare emisiunea de la ora 6 la 7, totuși continuăm emisiunea de la ora 6 la 7 în spațiu pentru reluare, pentru că n-am epuizat subiectul, n-am luat toate punctele de vedere. Pentru cine n-a fost până acum în fața micilor ecrane, spunem că este vorba despre cazul de pediculoză multiplă de la Padeș. Domnul director Pora Constantin este invitatul meu în studio. Sunt multe acuzații, sunt multe SMS-uri care n-am apucat să le citim. Încercăm să luăm în direct și pe doamna medic, care nu reușește în ultimul timp să ajungă în școala cu probleme. Pe domnul primar încercăm să luăm în direct, cine mai dorește din administrația publică, iar cetățenii o să-i rog să trimită SMS-uri la 0766-314582. Ca să terminăm emisiunea, că dacă luăm pe toată lumea în direct, nu mai terminăm nici până mâine, da? Deci am să vă rog să fiți înțelegători. Și să fim foarte, foarte succinți, domnule director, la toate întrebările să fim foarte succinți. Trebuie să citim SMS-urile, dar avem mai întâi un telefon din Pade. Sper să fiu o autoritate publică, pentru că am spus cetățenii, vă rog să trimiteți SMS-uri și atenție, vă rog să vă dați numele, pentru că dacă sunt acuzați, mai ales și nu vă dați numele, n-am să le citesc pe post, pentru că trebuie să vi le asumați. Da? Haideți să vedem cine este la telefon. Alo, bună seara! Să rămână! Bună seara! Să trăiți, domnule director! Mă numesc Bănuice, eu din comuna Padeș, fost viceprimar până în anul 2012. Și mulțumesc domnului director Pora că a venit în fața noastră și a dumneavoastră să ne spună cu ce probleme se confruntă învățământul din Padeș, realizările din Padeș. Domnul fost viceprimar și domnul director Pora foarte bine. S-au realizat lucruri frumoase. Eu lucrez la primăria comunei Padeș de peste 30 de ani. Dar un cadru didactic mai dinamic, mai serios în postul de director coordonator nu a avut comuna Padeș. Când dânsul a preluat funcția respectivă, școlile din Padeș erau la pământ.
Vă rugăm să veniți acum să vedeți școli igienizate, școli cu termopane, acoperișuri bune, încălzire centrală, fel de internet, bibliotecă, prejmuiri la terenurile școlilor, deșeuri în interiorul clădirilor, elevii și cadre didactice având condiții foarte bune pentru a desfășura cursurile. Și la ora actuală, domnul director Pora colaborează foarte bine cu primăria și Consiliul Local Padeș. Conducerea actuală a primăriei, prin persoana domnului primar Troacă Mihaiță Gabriel și viceprimar Argintaru Mihai, se ocupă permanent împreună cu domnul director Pora de mersul cât mai bine al învățământului de la Padeș. Vreau să vă rog ceva. Da. Avem foarte multe SMS-uri de la cetățeni și vreau să nu monopolizăm. Am înțeles ce a spus dumneavoastră, dar comparativ cu ce spuneți dumneavoastră, în procesul verbal l-am înțeles semnat de inspectorii de la DSP, care inițial în septembrie au dat autorizare de funcționare pentru școală. Acum scrie că sunt grupurile sanitare insalubre, nu pot fi folosite, nu sunt în regulă. Este exact pe dos față de ce spuneți dumneavoastră, cu toate că tot dânsii atunci au dat aviz că sunt în regulă 100% și pot fi funcționale și le-au autorizat. Ce părere aveți? Doamne, ascultați-mă, eu am fost viceprimar două mandate și știu situația clară a scolilor din față. Am să rog regia puțin mai tare volumul la noi aici. Veniți să filmați școlile din Padeș, să vedeți WC-urile din Padeș. Sunt de foarte bună calitate. Sunt WC-uri în interiorul școlilor. Sunt și școli care am înțeles că încă nu au reușit domnul director să le... Nu se pot face toate deodată, evident, pas cu pas. Da. Sunt și școli, domnul director e permanent la școală, permanent în mijlocul profesorului, permanent în mijlocul elevilor. Deci dumneavoastră, ca fost viceprimar și actual cetățean, sunteți mulțumit, da? Eu sunt foarte mulțumit ca cetățean al comunei Padeș de activitatea cetățeanului, un cadru didactic mai dinamic, mai perspicace ca dânsul. Bine, vă mulțumesc tare mult! Nu vă supărați, vă mulțumesc tare mult. Cunoaștem punctul dumneavoastră de vedere acum. Haideți să mai luăm și alte telefoane și SMS-uri. Mulțumim. Eu vă mulțumesc că rămâne la 320. Mulțumim mult, domnul Băloi. Bun. Haideți să luăm SMS-urile care au curs pe toată perioada cât colegul nostru de la Petale de Cântec a fost în direct. De când are dispensarul Padeș fax? Spuneați dumneavoastră că ați trimis adese dispensarului pe fax, cum că sunt păduchi pentru telespectatorii care nu au fost pe ENSA TV până acum, că sunt păduchi la Padeș și sunt păduchi la Padeș. Dar, domnul director, vă întreb, numai la Padeș sunt păduchi în școli? Păduchii că numai la dumneavoastră scrie multe, la ziar. În mai multe unități de învățământ, probabil că mesajul din emisiunea dinainte cu Târgu Cărbunești, ați văzut și dumneavoastră, probabil că și acolo sunt. Eu nu știu dacă sunt sau nu sunt. Era neclar dacă se referă la dumneavoastră sau la Cărbunești. Dar vă asigur, da, cu siguranță se poate face sunt și în alte școli? Un control de organele de specialitate că există cazuri de pediculoză și în alte unități de învățământ, nu numai la Padeș. Adică păduchi pentru toată lumea. Întrebare, încă o dată, spuneați că ați trimis pe fax adresă către dispensar că există păduc și nu s-a luat nicio măsură. Întrebarea este aici în SMS există sau de când există fax la dispensar la Padeș? Deci dispensarul Padeș funcționează în clădirea primăriei, funcționează împreună. Am trimis pe faxul primăriei. Deci funcționează împreună, sunt în aceeași clădire. Am dacă înțeles. Nu există fax la dispensar. Dar eu știu că domnii de la primărie informează, ori de câte ori primesc solicitare din partea școlii, informează dispensarul. Am înțeles. Mai departe, aici am citit, haideți să vedem ce n-am citit. DSP, când vine în control, cu siguranță în majoritatea școlilor rurale, găsește nereguli la toalete, săl de clasă etc. Nu este un caz izolat. Cred că domn director a procedat corect informând situația. Mai departe, un alt mesaj. Sunt Cristian Elena. Acest om este un irresponsabil să stea acasă. Cristian, da, Elena, da. E de la dumneavoastră din comună? Cristian Elena este de la noi din comună. Este fostul viceprimar al localității. Un alt fost viceprimar, nu cel care a sunat adineauri? Un alt viceprimar al localității. Nu am putut avea o colaborare cu dumnealui. Este un erați director și pe vremea când era dânsul viceprimar? Absolut. Câți primari și viceprimari ați schimbat în calitate de director? Sunt director din 2003, de când era domnul președinte Mischie.
domn președinte Mischiera. Cum ar veni, v-a pus PSD-ul la conducere, da? Da, PSD-ul m-a pus la conducere. Nu are importanță cine m-a pus la conducere. Păi are importanță că s-ar putea să fie și substrat politic. Deci v-a pus PSD-ul, ați schimbat nu știu câte partide, de, în sensul că nu am schimbat. Sunteți pedelist, după câte știu, sunteți consilier PDL. Sunt consilier PDL, mi-am susținut primarul, este cumnatul meu, era normal să-l susțin, pentru că am trăit în aceeași casă. Dacă de aia zice lumea că e, unii că este școala dumneavoastră și a domnului primar? De asta spune lumea că este școala mea și școala domnului primar. Eu vă asigur că școala nu este a noastră. Eu vă asigur că școala este a comunității. Vă asigur că școala este a copiilor și trebuie să facem front comun, să creăm condiții cât mai bune pentru în așa fel încât elevii să-și desfășoare procesul instructiv, educativ, condiții cât mai bune de muncă și de joacă. Și apropo de condiții, întreabă cineva care nu-și dă numele. Da. Nu e o acuzație foarte gravă, deci cine face acuzații n-o să le citesc decât dacă își dă și numele. Întrebați-l, vă rog, pe domnul director dacă și-a lăsat copilul de grădiniță într-o toaletă cum e cea de la școala Padeș. Cum e toaleta de la școala Padeș? Cu siguranță mi-aș lăsa copilul. Toaleta de la școala Padeș este toaletă cu gresie și cu faianță. Într-adevăr, este o toaletă în curtea școlii. De ce este în curtea școlii? Pentru că am avut probleme cu terenul, să spun așa. Practic, în partea din dreapta a unității de învățământ s-a construit un magazin în incinta unității de învățământ. Privat. Un magazin privat, acel magazin. Despre asta discutam în pauză, deci este un magazin privat pe un teren care a fost retrocedat împotriva unei hotărâri judecătorești. Am înțeles? Noastră ați câștigat hotărârea. În arhivele unității de învățământ există o hotărâre a Curții Supreme de Justiție prin care s-a dat câștig de cauză școlii să rămână cu terenul. De învățământ, să rămână cu terenul, deoarece vecinii au fost expropiați la vremea respectivă și terenul a rămas al școlii. Au fost despăgubiți. Despăgubiți, da, bineînțeles. Însă, ulterior, s-a emis un titlu de proprietate, ceea ce nu este corect din punctul meu de vedere. Cine era primar? Prin 2002, cred, nu știu cine era primar la, la vremea respectivă. Posibil, eu nu vreau să dau nume pentru că nu știu exact. Și s-a emis un titlu de proprietate pe acel teren, cu toate că exista o hotărâre a Curții Supreme de Justiție, o hotărâre în favoarea școlii, în favoarea unității de învățământ. La vremea respectivă am convocat de urgență Consiliul de Administrație al școlii, am convocat Consiliul Profesoral, noi nu am fost de acord. Noi, școala, vorbesc ca și unitate, nu am fost de acord, nu ne-am dat avizul de construire a acelui magazin, am avut solicitări, chiar și de la DSP am avut solicitări de în vederea avizării pentru construcție. Noi am refuzat categoric. DSP-ul? Păi ce treabă avea DSP-ul să vă ceară să... Pentru autorizare, bănuiesc. DSP-ul? Da. Era interesul clientului, al cetățeanului, nu al DSP-ului. Avem un telefon, îmi pare rău, vă rog să nu sunați să trimite SMS-uri. Deci aici nu puteți suna. Așa. Bun. Trebuie să o luăm prin telefon pe doamna Achim Florica, pentru că au apărut acuzații din partea noastră împotriva dânsei, dar mai citesc 5 mesaje după care o luăm pe doamna director prin telefon, că nu vreau să terminăm și ora asta de emisie și să nu ne luăm punctele de vedere. Bună seara, domnule director Pora, sunteți un om cu autoritate în școlile din Comuna Padeș, Manu Ion din Cloșani. Îl cunoașteți? Poate din vedere, după nume nu cunosc, îmi cer scuze, cunosc... Mă bucur că oamenii au început să-și dea numele, adică e o treabă serioasă aici și chiar vreau să ne asumăm fiecare ceea ce spunem. Bună seara, domnule director Pora, sunteți un om cu autoritate în școlile din Comuna Padeș și e același mesaj care îi continua. După aceea, dumneavoastră și domnul primar Troacă, Mihai, sunteți un geniu al Comunei Padeș. Deja devine campanie electorală și noi nu facem așa ceva. Nu. Mai departe. Așa, domnul director, persoană competentă, preocupată de dumneavoastră, e vorba, de gospodărirea tuturor școlilor din subordine, dezinsecții, deratizare, aprovizionare cu materiale igienico-sanitare. La școala Cloșana a existat o bună colaborare între medic și școală, controle periodice, vaccinări, șalapa scrie treaba asta. Domnul director este un om bine informat și un manager foarte bun. Situația de față nu poate fi împiedicată de dumnealui. Cadre didactice nu au voie să verifice copiii, dar personalul medical autorizat. Doar
personalul medical autorizat și semnează Gavrilescu. Avem o persoană care trimite 3 mesaje. Așa, da. Răduțu, părintele fetei. Sunt niște vorbe urâte, n-avem voie să le citim pe post, ne pare foarte rău. Așa, deci intră numai oameni de ai lui, domnul Pora, luați în direct și alte telefoane. Vă rog să trimiteți SMS-uri și o să luăm în direct deocamdată pe doamna doctor care este acuzată de către domnul director. Vreau să precizez că directorul Pora este unul foarte competent, care a făcut foarte multe pentru școli, la la la, haide să nu le mai citim pe ăștia care laudă ca să nu pierdem timpul. Poate din 2006 ești director, nu din 2003, ai nevoie de lecitină. De când sunteți director? Din 2003, vă asigur. Da? Da. Puteți să vă informați și la inspectoratul școlar. Domnul director, director nu a luat măsuri niciodată. Din 2003. Din 2006 sunt, din 2006, în decembrie 2006, școlile au devenit cu personalitate juridică, da? Și, de fapt, atunci a devenit o singură școală și alte structuri ale școlii gimnaziale Padeș, care este școală cu personalitate juridică. Da. Avem aici o acuzație. Dă un nume de elevă, n-am să dau numele pe post pentru că nu avem voie, sunt minori copii și nu putem să-i punem în situații degradante, nu ne permite CNAU, nici nu putem verifica în momentul ăsta afirmația, domnule telespectator, dar dați un nume de elevă și spuneți că este plină de păduc de 3 ani și domnul director nu ia nicio măsură. Aveți o elevă de 3 ani plină de păduc și nu luați nicio măsură? Eu nu cunosc cazuri, v-am spus tot ceea ce cunosc eu, am informat imediat autoritățile, abilitate. Eu n-am negat niciodată că nu există păduchi. V-am spus că sunt cazuri vechi de pediculoză în școală. Și am informat de fiecare dată autoritățile competente. Așa, mai avem 4 mesaje de la aceeași persoană, dar igiena cum e că internetul nu previne boli. Faxul a fost trimis după ce a citit ziarul puncte, puncte. E un ziar în care păi s-a... verificați, vă rog, din suflet, am prezentat înainte adresele care sunt din octombrie și noiembrie 2013. Da, din 2003 nu a avut timp să facă ordine în școli, întreabă același domn sau doamnă. Doamnă, dacă tot sunt condiții așa bune, poate vă trimiteți copilul acolo la școală. Să... Din păcate, domnule sau doamnă, copiii mei au terminat școala, așa că îmi pare rău, nu vă pot face această plăcere. Am să luăm în direct acum. Mă bucur că încă mai sunt directori care vor binele elevilor. Și zice Alex. Bine. Haideți să luăm pe doamna doctor. Am vorbit cu dânsa în pauza asta mare pe care ne-am permis-o. Florica Achim. Doamna doctor Florica Achim. Am să o sun pentru că nu există tehnica necesară, iar noi, dragi telespectatori, adică există tehnica necesară doar pe fix, însă mergem pe varianta asta ca să o sunăm pe dânsa, pentru că pe fix puteți suna dumneavoastră către noi. Am limitat la SMS-uri ca să putem termina emisiunea. Ăsta este motivul, mai ales că există acuzații uneori care nu se pot proba pe loc. Telespectatorii, dacă acuză, nu ne pot proba. Domnul director a venit cu acte. Doamna medic care este acuzată, o vom lua în direct, așa cum prevede legea, ca să nu facem parte nimănui mai mult decât are dreptul. Între timp, domnule director, aș vrea să vă rog să-mi spuneți, aveam aici ceva pentru dumneavoastră, cu grupurile sanitare, spuneați dumneavoastră că nu puteți să faceți, nu aveți terenul necesar. Ce vă trebuie, efectiv? Ce vă trebuie? În momentul de față, cred că ne trebuie sprijin de la autorități, sprijin major din punctul meu de vedere, pentru că o să prezentăm acele documente care există la Arhiva Unității de Învățământ și eu zic că în baza acelei hotărâri care este de la Curtea Supremă de Justiție, trebuie să anulăm acel titlu de proprietate, să am spațiu ca să pot să construiesc toalete în interior. Și când v-a apucat să faceți treaba asta? Cât de repede am discutat cu domnul primar și cu domnul vice-reprezentanții autorităților publice locale, ne-au promis că ne vor susține cât de repede. Vedeți, noastră sunt foarte multe situații la nivelul unității de învățământ. Aș dori să vă precizez că am în subordine 7 unități, am avut 10 unități în subordine,
din păcate, s-au mai restrâns. Am să vă întrerup o secundă, pentru că avem în direct pe doamna doctor Achim. O secundă, doamna doctor, să facem o legătură ca să vă putem auzi. Alo? Alo? Ne auziți? Da, acum vă auzim. Bună seara, mulțumesc mult că ați fost de acord să intrați în direct cu noi. V-am prezentat pe scurt, înainte de emisiune, acuzațiile care vi se aduc legat de situația din școala de la Pade și aș vrea să-mi spuneți dumneavoastră care este punctul dumneavoastră de vedere. Deci domnul director care este aici în direct, domnul director de la Pade, Șpora Constantin, spune că v-a trimis câteva adrese prin care vă comunica, două cred, prin care vă comunica faptul că există pediculoză în școli și că dumneavoastră nu ați răspuns acestor solicitării, e adevărat dispensarului, cum spunea și dumneavoastră, dar înțeleg, aveți dumneavoastră jurisdicție pe această școală, adică dumneavoastră vă ocupați de ea? Da, am primit repartiție, eu lucrez la Padeș din 89. Noi n-am avut nicio problemă cu școlile, nici cu primăria, nici cu domnul director, până în 2013, în iunie, când am fost cu asistentele să vaccinăm clasa 8-a, dânsul ne-a întors înapoi și ne-a spus să ne facem planificare, să-l anunțăm în scris, când trebuie să venim să facem vaccinul la clasa 8-a. Am procedat în 2 mai, am luat legătura cu DSP-ul, m-a întrebat pe mine dacă am un proces de colaborare sau prestare serviciu cu dânsul. Dânsul a zis că dacă nu am așa ceva, nu pot să desfășor activitățile medicale. Ne-am întors, am făcut adresa, am vaccinat copiii. Asta a fost primul incident. Până aici n-am avut niciodată niciun incident, nicio două perioadă când au fost toți primarii. Dumnealui este director de mult timp, cel puțin de 10 ani sau mai puțin. N-am avut nici cu dânsul nicio problemă până în iunie, când s-a întâmplat acest incident. Al doilea incident a fost în septembrie, când împreună cu asistenta mea m-am dus să efectuez triajul epidemiologic. Dânsul nu era în birou, era sus la etaj, noi am făcut triajul jos la grădiniță și la copiii de clasa 1 și 3. În momentul când am urcat pe scări, ne-am întâlnit cu dânsul și mi-a spus: părăsiți de urgență această unitate. Eram împreună cu asistenta și cu doi părinți. Am părăsit unitatea și i-am spus de momentul de față că nu o să mai vin la școală, mai sunt încă doi colegi pe care i-am la Padeș, și să ia legătura cu dumnealor să vină ei să facă. I-am rugat și eu să vină să facă triajul sau vaccinările. Au refuzat colegii mei, dar eu mi-am făcut în mod gratuit și voluntar, deci ca să precizăm foarte clar, vaccinările de la clasa 1, clasa 2 și clasa 0. Fără să pretindă la dânsul ceva sau fără să comunic altceva. Asta au fost problemele. Eu, după jignirea pe care mi-a adus-o în 19 septembrie, am pus o hârtie la DSP și am anunțat că nu o să mă mai duc să fac triajul epidemiologic și nici vaccinările și îi las pe dumneavoastră să mă ajute și să luăm deciziile corespunzătoare. Am înțeles. Am înțeles. Da. Domnul director mi-a prezentat un contract, o propunere de contract din partea dumneavoastră, care are o valoare lunară de 1000 de lei. Înțeleg că dumneavoastră aveți sediul în incinta primăriei și aș vrea să vă întreb dacă beneficiați și dacă aveți o convenție cu primăria, ceilalți medici sau doamna doctor Răuț spunea că este o convenție între primărie și și medicul, dumneaei cel puțin, prin faptul că e găzduită, că primește agent termic și așa mai departe, să presteze servicii către școală. Noi, conform legislațiilor în vigoare, avem un contract de concesiune pe birourile respective, deci pe cabinetele respective, pentru care plătim, deci conform legislației, 1 euro pe metru pătrat la primărie, că așa este legislația. Electrica, eu m-am făcut deci separat și plătesc separat electrica și într-adevăr primim agent termic de la primăria. Dar asta e cu intermitență, că nu avem întotdeauna căldura. Și avem sobe și foc și facem în continuare. Nu avem nicio chestie cu primăria, eu n-am semnat, nu m-a solicitat. Bun. Am înțeles. Și acum întrebarea mea, acest contract care presupune 1000 de lei pe lună, deci asta este condiția în care dumneavoastră ați mai fi de acord să prestați servicii către această școală sau cum? Nu a fost problema asta. Domnului director, când am sunat la DSP și ne-a întrebat dacă avem un contract de peste serviciu cu școala sau cu primăria, atunci am adus la domnul primar și m-am întrebat, uite ce ne-au spus, să facem un contract de prestări servicii cu școala dumneavoastră, cu școala Padeș. La care mi-a spus domnul primar, mergeți la
școală, la domnul director, pentru că fondurile nu mai sunt la noi, ci sunt la domnul director. După incidentul ăla din iunie, i-am spus, dacă dumneavoastră nu veți servicii gratuite, care le-am prestat din 90 și până acum, deci triaje epidemiologici, ori de câte ori domnul director a uitat că m-a chemat să fac educație sanitară la elev și m-am dus gratuit. El știe foarte bine chestia asta. Orice problemă care a fost ridicată de profesori sau m-au chemat și a fost o urgență, eu m-am dus. Nu am pus nicio condiție. Dar primul incident care a fost, am spus, domnule, atunci dacă dumneavoastră veți hârtii, vreau ca eu să vă anunț cu 3 zile mai devreme, ca dumneavoastră să discutați cu părinții vaccinările și activitățile medicale pe care noi le facem, atunci facem un contract de prestări servicii și dumneavoastră ne plătiți și suntem la dispoziția dumneavoastră. Dar dacă nu ne plătiți, dacă dumneavoastră, noi nu avem niciun contract cu dumneavoastră și nu ne plătiți, atunci noi venim și ne facem treaba, voluntar și gratuit, cum am făcut și până acum, dar atunci când putem. Nu putem pleca să lăsăm o urgență, de obicei la PADE și în general și colegii mei s-au dus în pauzele mari ca să facem vaccinări sau triaj. Nu am deranjat, dânsul a spus, a declarat că noi când mergem în școli facem haos, ceea ce nu se întâmplă chestia asta. Deci ca să vă spun, și atunci am pus contractul ăsta. Asta a fost în iunie. În septembrie n-am avut nicio treabă. Eu nu am discutat, am zis foarte bine. Dânsul mi-a dat un răspuns că se termină anul școlar și că nu mai avem ce discuta. S-a pus undeva într-un birou, a rămas acolo. Acum, în septembrie, deci când m-am dus să efectuez triajul, fără să-i cer nimic, a procedat cum a procedat. Dumneavoastră, dacă vreți mai multe și date suplimentare, luați legătura cu DSP-ul, acolo este pusă cu, deci, o documentație pe care eu am pus-o și care, domnul inspector, trebuie să ia o decizie. Am înțeles. Mulțumesc. Domnul director are o întrebare la dumneavoastră, nu mai un pic. Bună seara, doamna doctor, bună seara. Alo, bună seara. A spus că acest conflict între noi a apărut în iunie, da? Da. De ce a apărut în iunie, doamna doctor? Păi în iunie, când noi am venit împreună cu asistentele și cu vaccinul să vaccinăm clasa 8, a spus că nu puteți să mă lăsați da. Să fac vaccinul doamna doctor, la clasa 8. Doamna doctor, vă rog frumos la cameră. Haideți să ridicăm mai sus. Că deci exact în iunie ați venit la mine cu acel contract. Nu, domnul director, ați uitat ce, cum uitați-vă. S-a procedat. Ați uitat? Deci dumneavoastră pe 5 iunie m-ați întors înapoi cu vaccinul. Avem martor, nu suntem, nu vorbim... Doamna doctor, mi-ați venit... M-ați întors înapoi împreună cu asistentele și cu vaccinul care eu venit să vaccinez clasa 8, dar mi-a spus să vă fac o hârtie scrisă. Bun, v-am făcut o hârtie scrisă. Atunci am luat legătura cu... Dați-mi voie și mie, vă rog din suflet, să-mi spun și eu punctul de vedere. Deci eu demonstrez că... Conflictul a apărut în iunie, exact când doamna doctor a venit cu acea convenție și ne-a solicitat să plătim lunar 10 milioane pe lună. Nu, domnul director, nu este adevărat. De ce păi doamna doctor, uitați... Nu mint în direct. Uitați documentul. Deci uitați documentul semnat de dumneavoastră. Uitați-vă la televizor. E semnat de mine sau de dumneavoastră? În 7.06.2013 ați venit la mine și mi-ați solicitat 10 milioane pe lună și eu v-am dat următorul răspuns, doamna doctor. O să vă citesc. Uitați, aici scrie 1000 de lei net pe lună. Și v-am domnul întrebat. Director, în primul rând, deci asta a fost după ce m-a scos afară. Nu a fost, doamna doctor. Nu a fost, doamna doctor. M-auziți? Nu a fost după ce. Dați-mi voie. Deci dați-mi voie să vorbesc, că dumneavoastră ați spuneți. Vorbit foarte multe și m-ați acuzat de foarte multe ori și nu aveți spuneți, dreptate. Spuneți, doamna doctor, am dreptate. Deci, dreptate, 100% am dreptate, doamna doctor. Haideți să vorbim pe rând, pentru doamna doctor. Pentru că am documente. Eu vreau, vă rog. Eu vreau să vă întreb un singur lucru. Spuneți. Acea hârtie pe care l-a spus șefii mei de la patronat, mi-au spus, domnule, este pe internet hârtia, ori, deci o scos de pe internet, îți duc la dâns director. Dacă n-a vrut gratuit să reefectuezi triajul epidemiologic și vaccinările cum le-ai făcut până acum, atunci dui un contract de prestări servicii să plătească. Dar dânsul nu mi-a spus că vă plătesc sau nu vă plătesc sau negociem ceva. Niciodată n-am discutat problema asta. Putea să discutăm, doar eu am venit cu contractul, dar dânsul nu mi-a spus nimic. Mi-a dat răspunsul că s-a încheiat anul școlar și atât. Dar eu n-am mai discutat problema asta și am lăsat-o moarte cum a lăsat-o și dumnealui. Dacă s-a refuzat încheierea contractului, de ce mi-a trimis adresa și spune că nu m-a lăsat și nu m-a lăsat să-mi desfășor activitatea corespunzătoare. Nu m-a lăsat să fac triajul epidemiologic și vaccinările le-am făcut, pentru că sunt pacienții mei și nu pot să-mi las copiii nevaccinați. Bun. Doamna doctor, dacă spuneți că s-a renunțat la acea convenție, de ce în data de 12.06.2013
Veniți cu o adresă către școala gimnazială Padeș și spuneți că nu puteți să asigurați asistență medicală pentru elevii unității noastre, deoarece nu este încheiată acea convenție. Uitați-vă că vă prezint adresa. Și dumneavoastră mi-a dat răspunsul că nu se poate. Nu v-am dat răspunsul că nu se poate, doamna doctor. Mi-a spus că nu se poate să discutăm nimic până la sfârșitul că s-a terminat anul școlar. Domnul director, să fim foarte sinceri, nu are rost să ne certăm la televizor. Dacă-mi permite... V-am spus foarte clar că eu nu sunt singura în cabinet. Am doi colegi. V-am rugat foarte mult să vă duceți la colegii respectivi și să-i rugați să vină ei la Padeș. Și eu mă duc la... Doamna doctor, dar toate școlile din Pade sunt conduse de domnul director și nu vă puteți muta la altă școală că tot de dânsul dați. Dumneavoastră ați vrea. Nu este adevărat. Nu. La celelalte școli n-a fost. Dar eu vă întreb, doamna doctor. Da, vă deranjează să comunicați, înțeleg din regulament că așa prevede regulamentul, să comunicați zilele în care doriți să mergeți la vaccinare. Deci nu m-a deranjat vaccinare. Absolut. Atitudinea dumnealui m-a deranjat în septembrie când m-a scos afară împreună cu asistenta și în fața la doi părinți să părăsesc de urgență școala, că n-am ce căuta acolo. Deci eu am demonstrat chestia asta și o poate demonstra și omul care, oamenii care au fost acolo și hârtia pe care am pus-o la DSP. N-avea niciun motiv. Să-mi spună ce motiv a avut de m-a scos afară. Ați scos-o afară, domnul director? Ați scos-o afară pe doamna doctor? Doamna doctor. Nu, răspundeți mai întâi la întrebarea asta. Ați scos-o afară din școală când a venit? I-am solicitat, doamna doctor, vă rog să mă credeți că vă spun adevărul, i-am solicitat să mă anunțe cu cel puțin o zi înainte să mă informeze scopul vizitelor dumnei în școală. Această solicitare a venit în urma adreselor primite de la părinți și de la colegii profesori. V-am spus și pot să vă demonstrez procesele verbale de la Consiliu. De ce nu vor părinții să vină, doamna doctor, în școală? Păi nu vor să vină pentru că nu-i anunță când face acel vaccin pe părinți. Eu cred că trebuie și acordul părintelui, pentru că sunt minori și trebuie să aibă și acordul părintelui. Și profesorii de ce sunt nemulțumiți? Profesorii sunt nemulțumiți pentru că intră în școală și îi deranjează în timpul programului școlar. Nu poate să-ți mai... Doamna spune că vine în pauza mare. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Uitați procesul verbal de la Consiliul Profesoral. Din 28 noiembrie 2013, procesul verbal de la Consiliul Profesoral. Și uitați că după ce doamna doctor a înțeles că trebuie să-mi facă adresă, eu vă spun adevărul, uitați, mi-a făcut adresă oficială în data de 19.11.2013 și i-am dat voie să facă vaccinul în școală. Da, mai este o problemă, domnul director. Spuneți, doamna doctor. Uitați un singur lucru, triajul epidemiologic nu necesită și Consiliul Profesoral și părerea părinților, ca să ne înțelegem foarte clar. Poate faceți, dumneavoastră, faceți confuzie între vaccinări și triajul epidemiologic. Triajul epidemiologic, documentați-vă și știți că asta nu necesită absolut nicio aprobare din partea nimănui. Doamna doctor. Am intrat la faptul că am intrat în septembrie și m-ați dat afară, deci ai să părăsesc de urgență de școala, nu este școala dumneavoastră, este o unitate publică și nu trebuie să procedați astfel. Corect. Dacă era problema, putea să-mi spuneți, doamna doctor, nu m-ați anunțat, vă rog frumos, să veniți după ce m-a anunțat. Păi, dar v-am spus, doamna doctor. De urgență școala. Doamna doctor, vreau să vă întreb și eu ceva. Părinți care au asistat la discuția asta, nu numai eu. Am o rugăminte. Spuneți-ne ce înseamnă acest triaj epidemiologic, da? Ca să priceapă toți telespectatorii care se uită la noi. Ce înseamnă? Triaj epidemiologic. De câte ori mergem la școală, trebuie să controlăm copiii în cap de păduchi, să controlăm copiii dacă sunt tunși, dacă sunt curați, dacă au unghiile tăiate, chestia asta cu unghiile și cu batistele și cu sticlele de apă și așa, o să o facă fiecare diriginte și fiecare învățătoare. Dar noi ne ducem la fiecare. Adică poți să caute de păduc profesorii? După vacanță, în primele 2-3 zile, ca să verificăm în special pediculoza. Adică spuneți că ar putea să facă și profesorii asta? Nu, profesorii pot să facă, nu să controleze copiii în cap de păduc, în niciun caz, ci să-i controleze dacă au sticlele de apă la ei, că fiecare copil trebuie să aibă o sticlă, dacă au unghii dirigințe, în special unghiile tăiate, batiste și așa mai departe. Părerea mea e că nu ieșea scandalul ăsta dacă aveau unghiile netăiate copiii. Problema sunt păduchii. Da, problema a fost păduchii. Noi am avut un caz cu o fetiță cu păduchi, un singur caz, care știe domn directul, care am rezolvat. Și acum deci sunt mai multe bine. Cazuri. Acum sunt mai multe. Acum s-a întâmplat situația cu fetița asta pe care eu nu știu. Câți
copii deci sunt cu copii. Deci n-am anunțat nimeni până luni dimineața când domnul director mi-a dat. Doi, de fapt, deci... trei sunt cu recitivează din urmă, de mult. Spune domnul director că sunt trei care recitivează și doi care au păduchi. Da, acum. Deci nu, nu, haide să vă spunem. Fetița pe care am depistat-o prima dată cu păduchi, am primit ce ne trebuie, de ce am solicitat, am spus ce trebuie să facă și fetița a fost dezinfectată. Nu a fost nicio problemă. Deci nu mai a prezentat păduchi așa și nici ouă. Singura problemă care este că sunt chestii de igienă personală, chestii pe care părinții, deci sunt și probleme în familie în care părinții, deci nu pot. O sunt secundă. Părinți divorțați, probleme cu fetițe care nu are cine să aibă grijă de ele, dar asta a fost rezolvată problema, să știți. Bun, în septembrie. Acum că a apărut epidemia asta, a fost vacanță, într-adevăr, a apărut o epidemie. Deci sunt 5, 6, 8 cazuri de păduchi. Dar vreau să vă întreb, dumneavoastră, când ați fost ultima dată în școală? În decembrie. Decembrie? Da, păi ați primit două adrese sau s-au primit la dispensar două adrese în anul trecut, adică octombrie și noiembrie. Deci că există păduchi? Personal pentru mine, s-a primit pe dispensar. Și dumneavoastră i-ați spus la coles să se ducă dânsi, înțeleg. Era pentru o școală nu, pentru o structură nu era. Era precizată școala. Deci poftiți, n-am înțeles. Era precizată școala care este în situația respectivă, în adresă? Da, și am fost la Padeș, și de câte ori am primit adresa am fost. Am evitat să ne întâlnim cu domnul director, să nu mai pățesc și am pățit în septembrie să mă scoat afară. Dar și am pentru chestia asta m-am dus și atunci de ce, dacă dumneavoastră ați fost la copii și ați rezolvat, spuneți dumneavoastră problema când ați primit adresele și ați evitat să vă întâlniți cu domnul director, de ce sunt acum mai mulți copii care au pediculoză? Nu, deci pe sunt, pentru că în vacanță copiii au avut grijă să se adune, să vacanța de iarnă? Da, dar de ce deci să evitați, doamna doctor? De ce să ne evitați și pe noi? Foarte bine cum să transmit. Am înțeles. Doamna doctor. Mai doriți să ne spuneți și altceva, doamna doctor, ce considerați dumneavoastră în afară de întrebările pe care noi le-am adresat? Eu le-am adresat? Nu știu, aș vrea să spună, domnul director, care este motivul de m-a scos din școală și care este motivul de și-a schimbat comportamentul. Nu vrea să mă vadă pe mine la școală la Padeș și mai sunt încă doi colegi. Dumneavoastră, de ce credeți? Oricine, fără nicio problemă, eu le-am spus, le-am rugat pe colegii mei să vină la Padeș și am spus că fac schimb cu ei, ia orice școală din Padeș. Nu, dar celelalte școli nu sunt tot conduse de domnul director? Nu, dar, ba da, dar domnul director păi, nu-i tot aia. La Padeș și probabil că acolo nu-i place să mă vadă mult la mea și am spus să facă contract sau contract de prestări servicii cu cine dorește dumnealui. Nu este obligat să facă cu mine. Da, dar atâta timp cât dumneavoastră ca firmă privată sunteți într-o comunitate care v-a pus la dispoziție chiar conform legii niște spații la prețuri mici, niște o căldură așa cum e. Așa este legislația. Așa este legislația și plătim conform legislației. Da, și legislația nu prevede să sprijiniți și comunitatea? Dar cum să nu sprijinim comunitatea? Faptul că am vaccinat voluntar și gratuit din 90 până acum. Și de ce nu faceți asta? De ce nu faceți asta și de acum înainte și veniți cu un contract de prestări servicii? Deci, știți de ce? Pentru comportamentul lui domnul director. Am înțeles. Acceptăm. Deci pentru comportamentul lui domnul director. Până în 93, deci până de când a venit director din 93 până în 2013, deci ați colaborat foarte bine. Ați întrebat vreodată dacă ne-a chemat vreodată sau mi-a spus vreodată până că trebuie să iunie 2013. Mă duc în școală să prestez servicii gratuite. Atât. Am înțeles. Da. Mai are domnul... Să vă explice dumneavoastră de ce ne-a dat afară din școală în septembrie. De ce, domnul fără director? Nicio motivație. De ce i-ați dat afară din doamna școală? Doctor. Pe doamna doctor și pe doamnele asistente. A spus că evitați să vă întâlniți cu mine, că ați venit și că evitați... Pentru că ați scos-o din școală pentru în septembrie. Pentru că v-am scos din școală și spuneți că am avut o colaborare foarte bună până în iunie 2013. Dată când dumneavoastră ați venit cu acest contract de furnizare servicii. Păi doamna doctor, e adevărat, e real. Doamna doctor. Doamna doctor. Da, contractul e din 7 iunie. Uitați-vă, doamna doctor, contractul e din 7 iunie. Nu, pe 5 m-a scos afară. Nu, doamna, nu pe 5. Pe 5 iunie v-a scos afară? Da, pe 5 iunie. Ați avut contractul la mine. Da, pe 5 iunie aveți specificat și după aceea am venit cu adresă. Spune. Bun, am înțeles. Uitați adresa pe care o am, adresa înaintată către dumneavoastră. V-am solicitat la vremea respectivă. Doamna doctor, reactualizați convenția de furnizare servicii și articolul 3, în care dumneavoastră spuneați că se încheie pe perioada anului școlar 2011-2012. Domnul director, haideți să vă spun un singur lucru. Uitați-vă în document. Ați procedat incorrect.
2011, în urma... De ce? Ce ați căutat? De ce m-ați scos afară în iunie împreună cu asistentele și cu vaccinul? Doamna doctor. Înainte de a veni cu acest contract. V-am cerut vreodată ceva? Am cerut vreodată vreun leu de la dumneavoastră, de la primărie sau de la cineva? Nu știu. Sunt din 99 acolo. De ce acum, de ce dumneavoastră nu vreți să recunoașteți adevărul? Nu sunt... Domnule, doamna doctor. Dați-mi voie, haideți, haideți să vorbim la persoana a doua, să nu jignim că suntem la televiziune și... Dar nu jignim pe nimeni, dar domnul director așa haideți. Nu, vă rog să... Nu a fost nicio problemă, dacă nu ne scoate prima dată din școală împreună cu vaccinul și cu asistentele, nu sunt întâmplat. În ce dată s-a întâmplat asta? În 5 iunie. În 5 iunie, exact data când ați venit cu contractul de furnizare servicii. O să ne uităm acolo, domnul director, o să ok, ok, dați-mi. Bun. Am spus lui doamna, poți să vină să vedem care este situația. Acum, deci dumneavoastră trebuie să fiți sincer și cu dumneavoastră și cu comunitatea. Sunt foarte sincer. Să luăm niște decizii necorespunzătoare. Sunt foarte sincer. Nu aveți dreptul dintr-o unitate publică să ne scoateți afară pe noi, medicul care am prestat 20 și ceva de ani, deci servicii gratuite pentru comunitatea din Padeș. Pentru eu, Padeș Polina, nu numai pentru Padeș. Am fost și la Apa Neagră, am fost și la Padeș, am fost și la Modru Sec, deci, am fost domnul... și doi doctor, am fost și unul singur. Doamna doctor, încă o dată, domnul... Nici o secundă, domnul director, de ce ați scos-o afară? Ați scos-o sau nu pe doamna doctor afară? Deci, pentru că nu vă făcuse adresa? I-am comunicat doamnei doctori. În septembrie am avut ședință... Nu în septembrie, domnul director, e vorba de iunie, nu de septembrie. Doamna de doctor, păi în iunie, în iunie... Este vorba de iunie când v-am spus pentru că ați venit să semnăm... V-am spus pentru că ați venit să semnăm acest contract și să vă ofer 10... Păi n-am ce să las, doamna doctor. Și dumneavoastră... Nu mă dau. Nu mă dau ca am dreptate, dar eu vă prezint... Doamna doctor, dați-mi voie să vorbesc și eu vă rog din suflet. Dați-mi voie să vorbesc. Deci eu vă prezint o adresă a dumneavoastră prin care îmi faceți cunoscut că datorită faptului că nu am încheiat acea convenție de furnizare servicii cu dumneavoastră, nu puteți să mai asigurați asistență medicală și pentru școală. Este adevărat? Doamna doctor, e adevărat? Este adevărat ce spun? V-a întrebat doamna dacă am contract de prestări servicii cu dumneavoastră. Bun. Cu cine se face contractul, doamna doctor? Vă rog din suflet să-mi spuneți. Cu școala? Cu școala sau cu autoritățile publice locale? Cu cine se face contractul? Contractul se face, deci... Cu cine? S-a făcut cu primăria. Așa? Da, și după aceea domn primar m-a trimis la dumneavoastră... Păi doamnă, ce spune legislația în vigoare? Și vreau să vă mai spun și altceva, domnul director. V-am explicat. Banii nu i-ați plătit niciodată și n-am avut nicio pretenție. Corect. Acești bani m-a ascultat până la sfârșit și după aceea nu vă ascult. Ok. Deci banii pe care pentru prestări servicii la școlile unde nu sunt medici școlari. Deci dumneavoastră sunteți obligați. Deci primăria, școlile să faceți contractul cu medicul de familie care să iau banii de la Ministerul Sănătății prin patrimoniul de la Târgu Jiu. Iar acum, actualmente, doamna trebuie să știe, pentru deci medicii de familie care au contracte cu școlile generale sunt în jur de 500.000 de lei. Deci pe care dumneavoastră puteți să-i luați. Nu-i plătiți din fondurile dumneavoastră, nici ale dumneavoastră, nici ale primăriei. Banii vin de la Ministerul Sănătății, dar trebuie făcute niște formulare. Atât. Deci la noi am lucrat de mult. Legislația nu este de acum, deci în vigoare. Legislația este de mult, de acum 8 ani. Dar noi nu am făcut chestia asta pentru că am zis că suntem o comunitate și ne-am respectat. Dar în momentul când dumneavoastră nu ne-ați mai respectat și ne-ați scos afară din o comunitate publică, atunci noi a trebuit să facem ce trebuie să facem. Bine. Doamna doctor. Am înțeles. Eu vă mulțumesc. Vă rog din suflet. Să-mi spun și punctul de vedere. Să-i dau răspuns. Da. Dați-mi voie. Da, doamna doctor. Mulțumesc. Și eu. La revedere. La revedere. Da. O să vă rog să vă spuneți punctul de vedere, după care trebuie să-l luăm în direct și pe domnul primar, pentru că se termină emisiunea și e important. E un alt pion în... Vroiam să-mi spun punctul de vedere în prezența doamnei doctor. Și să o întreb pe dumnea ei de ce o deranjează că trebuie să ne anunțe. Are obligativitatea să ne anunțe sau nu? Și păi, dacă, am văzut în regulament, nu are rost să mai intrăm în polemică cu doamna doctor. Dacă acel control epidemiologic s-a făcut în școală, noi, conducerea unității,
trebuie să fim informați sau nu trebuie să fim informați? Pe mine nu m-a informat nimeni în urma controlului dacă totul e ok sau nu este ok. Dar s-a ținut sau nu s-a ținut? S-a făcut sau nu s-a făcut controlul? S-a făcut controlul, dar numai, așa cum a spus doamna doctor, a evitat să stea de vorbă cu mine. Știți care e treaba, este... domnul director? Eu trag concluzia următoare. Nu știu dacă e lipsă de comunicare, dacă însă răutăți sau altceva, dar rezultatul final este că aveți ceva, mai multe cazuri de păduchi în școala unde sunt și problemele de... Le-am recunoscut și v-am spus că sunt cazuri vechi, de mult. Și tocmai de aia e bine să comunicăm. De ce avem comunicare cu ceilalți medici și numai cu doamna doctor nu avem? Și acolo sunt mai puține cazuri. De ce tocmai această colaborare s-a întrerupt tocmai în iunie când a prezentat contractul? Vă întreb pe dumneavoastră. Eu nu știu că n-am fost acolo. Dumneavoastră n-ați fost acolo, dar v-a spus doamna doctor. Da, doamna dumneavoastră, din iunie a apărut acest conflict. Dumneavoastră spuneți că că a apărut conflictul după contract, însă spune că întâi a apărut conflictul și după aia... Nu, sunt colegii care poate să confirme. Sunt oamenii unității de învățământ acolo, este secretarea unității. Se poate spune în ce dată, se poate găsi în ce dată au venit... Bineînțeles. Există, faceți niște procese verbale, constatări? Din punctul meu de vedere, ar trebui ca doamna doctor, ori de câte ori vine la școală, să încheie un proces verbal în care să vă... să ni-l comunice și nouă sau să ne pună la dispoziție. Corect, și să-l semnați și dumneavoastră că sunteți gazdă. Că sunt gazdă, pentru că așa fac cu poliția, așa fac cu ceilalți parteneri. Dar numai cu dispensarul, nu știu de ce, nu se, cu doamna doctor, cu cabinetul doamnei doctor, nu se dorește colaborarea. Da. Și v-am arătat și dumneavoastră, în momentul când mi-a făcut adresă oficială, i-am permis doamnei doctor accesul în unitatea de învățământ și și-a desfășurat activitatea. Bineînțeles, după ce m-am consultat cu părinții și cu colegii profesori. Și nu am afectat programul școlar. Da. Pentru că nu putem să afectăm programul școlar. Câți copii aveți în școală? În școala Padeș sau la nivel de localitate vă referiți? În școala în care zice dânsa că face într-o singură pauză verificarea la toți copiii. În jur de 180 cu învățământ preșcolar cu tot. Și pauza cât durează? Pauza. Avem pe domnul primar în direct. Bună seara, domnule primar. Domnul primar Mihai Troacă de la Padeș, da? Sunteți dumneavoastră. Bună seara, mulțumim că ați acceptat să intrați în direct cu noi. Discutăm împreună cu domnul director Pora Constantin, care e și cumnatul dumneavoastră întâmplător, zice lumea că sunteți împreună cu domnul director, șefii școlii de la Padeș. Despre situația cu pediculoza care a apărut și a inflamat acum presa și toată lumea vorbește despre păduchii de la Padeș. Oare numai la Padeș or fi? Da, bună seara dumneavoastră, telespectatorilor dumneavoastră. Legat de domnul director Pora, eu ca și autoritate publică locală sunt doar de 2 ani. Primar. Vreau să vă spun, da, de 2 ani sunt primar. Deci l-ați găsit director cum ar veni? L-ați găsit director când ați devenit primar? Doamne dragă, domnul Pora este director de 15 ani, aproximativ, nu știu exact. Nu ceva este, de genul. 11. Nu l-am spus eu director, este director pentru că este un om competent și este pentru el, nu este pentru mine și pentru cetățenii comunei Padeș. Am o întrebare. Am o întrebare la dumneavoastră. Aveți un dispensar la care le-ați dat în concesiune, am înțeles, zice doamna doctor Achim, cu care am vorbit mai adineauri prin telefon, în direct, le-ați dat în concesiune un spațiu, nu le luați bani pe căldură, le luați bani puțin pe concesiune și înțeleg că până acum, în schimb, medicii respectivi, care până la urmă sunt niște privați, asigurau gratuit serviciile pentru școli, servicii medicale. Ce se întâmplă acum? Am găsit un contract, a venit domnul director cu un contract în care doamna doctor Achim îi cerea 10 milioane pe lună și că de atunci, de fapt, este conflictul de când doamna doctor a început să ceară bani școlii, 10 milioane pe lună. Numai dânsa, ceilalți medici nu cer, înțeleg. Nu. Ce-i cu contractul? Unde ar trebui mers cu contractul ăsta? Dacă e legal, ce se întâmplă? Din punctul meu de vedere, acel contract care l-are doamna doctor Achim cu chirie cu comuna Padeș, concesiunea Consiliul Local, da? Este un contract.
contract modic. Este un contract mai mult, din punctul meu de vedere, formal, pentru că întreținerea și căldura din luna noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, pe 4-5 luni, costă aproximativ 20 de milioane. Iar dacă doamna doctor Achim ne ia pe noi cu, ca și autoritate publică locală, că plătește o chirie, cât plătește? Normal, pentru că cât plătește doamna doctor? Ce spuneți? Cât plătește doamna doctor? 3 milioane pe an. Cât plătește? Eu nu vă aud că sunt în trafic așa de bine. Cât plătește doamna doctor pe lună sau pe an? Înțeleg că ar fi un contract care se plătește pe an. Este un contract care plătește anual. Și cât? În jur de 3 milioane. Deci, pe an. La prima ședință de consiliu o să cer consiliului local să... Doamna doctor nici nu locuiește în Comuna Pateș și este o doamnă care întreține conflictul. Eu nu vreau conflicte în Comuna Pateș. O să-i fac o hârtie scrisă și o să o chem la instituția pe care o reprezint. Și ce vreți să faceți când o veți chema? Deci, doamna doctor încasează din Comuna Pateș, am date certe, în jur de 3.000 de euro de la Casa de Asigurări pe lună. Pentru și cetățenii pe care i-are pe liste? E medic exact, de familie, nu? Exact. Și atunci, doamna doctor ar trebui să aibă mai multă responsabilitate și respect față de cetățenii Comunei Pateș, pentru că încasează acești bani, doamna nu locuiește în Comuna Pateș, locuiește în Baia de Aramă și o rog să se mute pe Mehedinți, la doamna, acolo, la unde locuiește. Și dacă ce veți face cu... această stare conflictuală în comuna mea, chiar o rog să... Că dacă intră în conflicte cu primarul, nu o văd bine. În comuna pe care o conduceți, vă rog frumos, domnul primar. Da, în comuna pe care eu o conduc. Mă rog, ieși a dumneavoastră că locuiți în ea, sunteți de acolo, nu? Nu sunteți eu din altă parte. Eu de 37 de ani în comuna asta, acolo m-am născut. Mulți înainte. Mulțumesc. Bun, păi și aveți dreptul ăsta să-i spuneți unui medic nu-ți mai, nu-ți mai dau în continuare condițiile pe care ți le-am dat până acum? Domnișoară, haideți să vă spun, sau doamnă, dragă. Doamnă. În Comuna Pateș, Consiliul Local și Primăria stabilește, noi suntem autoritate publică locală și noi stabilim. Adică, din punctul meu de vedere, ea locuiește în clădirea primăriei Comunei Pateș. Corect. Locuiește. Are în chirie acel spațiu. În concesiune. Potrivit legii, a permis legea să se dea în concesiune spații. Există o hotărâre de Consiliul Local, s-a făcut un troc între Consiliul Local și dispensar. Consiliul Local a pus la dispoziție gratis, deci serviciu contra serviciu, cum ar veni. Există o hotărâre de Consiliul Local. Haideți să vă spun, deci eu am stabilit cu Consiliul Local și am zis, domnule, haideți să încercăm ca medicii să fie mulțumiți, să ne respectăm între noi, să ajutăm cu tot ce putem medicii, să facem tot ce se poate pentru cetățeanul Comunei Pateș, dar încă o dată repet și vă spun că cu această doamnă nu se poate discuta omenește. Vreau să vă întreb, domnule primar, dacă veți anunța pe doamna, o veți chema la primărie și o veți anunța că nu îi mai oferiți aceste condiții, ce veți face? Veți chema un alt medic din altă parte? Veți împărți, știu eu, școlile la cei doi medici care sunt acum? Ce veți face? O să iau legătura cu cetățenii, pentru că am în jur de 100 de reclamații de la cetățenii din comună. Care sunt clienții dânsei? Sunt clienții dânsei și au venit, am reclamații scrise la mine la primărie, au venit la mine și mi-au spus că le vorbește foarte urât și ce pot să fac, nu îi vizitează la domiciliu, adică serviciile pe care ar trebui să le presteze în folosul cetățeanului, doamna nu le prestează. Le vorbește de sus, adică... Pentru banii care îi încasează de la Casa de Asigurări. Exact. Am înțeles. Domnul primar, o să fim cu ochii pe subiectul ăsta pentru că e foarte, foarte greu pentru oamenii din Pateș. Suntem la finalul emisiunii, vă mulțumim. Dacă dumneavoastră mai aveți ceva anume care ați dori să spuneți? Eu aș dori să spun tuturor cetățenilor și tuturor
Să comunicați mai bine. Să comunicați mai bine în interesul cetățeanului. Exact, pentru că timpurile sunt foarte grele și cetățeanul o duce cel mai rău și, din păcate, nu este respectat cum ar trebui să fie respectat. Vă mulțumesc mult. Și noi vă mulțumim. La revedere. Da, i-am închis domnului primar înainte să termine dânsul, spunea la revedere. Din păcate am depășit deja, suntem peste timpul publicității. Am să mai citesc mesaje. Vă jucați să-mi dați voie și mie, dacă o să fiu foarte scurt. Haideți să încheiați dumneavoastră, okay. Să citesc mesajele, că poate mai apare ceva foarte interesant și incendiar aici. Așa, vina este a părinților, nu a directorului, dacă au copiii păduchi, rușine asistenților și doctorului, nu sunați, vă rog, că nu putem să luăm telefon. Așa, am depășit spațiul de emisie, da? Așa, rușine asistenților și doctorului de la dispensar, că nu își fac serviciul. Mai departe, afișați numărul de fix pe ecran. Ne pare rău, nu putem intra în direct cu toți telespectatorii, că nu mai terminăm emisiunea. Sunteți mult mai succinți dacă dați mesaj, deci aveți liber să dați mesaje, dar emisiunea s-a terminat, le citesc pe astea care mai sunt acum afișate. Avem copii care au fost admiși în cele mai bune școli din județ și din afară, copii care au obținut 10 la examene, Tuhasu, Adriana? Da. Tsuhasu Adriana, e de la dumneavoastră din Padeș. Da, este cadrul didactic. Și-a învățat copilul la școală. Adică se referă la copiii care învață în școlile dumneavoastră. Care învață în școlile noastre. Chiar dacă suntem din mediul rural, avem și vârfuri, să spun așa. Sunt și chiar dacă care... ajunserăm, cum zice Olteanu, să facem de râs școala din Padeș, că sunt câțiva copii care au păduchi. Să spunem și lucrurile bune care s-au făcut în școală. Problema e că nu mai avem timp. Sunt atâtea dele rele. Interesul este al părinților să-și caute copiii de păduc, nu domnul director, Manu ne spune asta, nu putem lua telefoane, ne pare rău. Bună seara, domnule director Pora, sunteți un om cu autoritate în școala asta, cred că am mai citit-o sau a fost dată din nou. Nu mai pot citi mesaje, din păcate vin mesaje și telefoane în continuare, poate mai facem o ediție. Așa? Da, avem reluare, nu mai băgăm reluare la 12 și continuăm emisiunea. O secundă. Deci nu mai vreau să trec în revistă, nu mai trimiteți, vă rog, mesaje. Deci s-a încheiat. Nu, gata, deci renunț. Nu, sunați, trimiteți SMS-uri, domnul director, un minut, atât vă mai un dau. Un minut. Deci, de felul meu, sunt un om mai exigent, recunosc. Și poate deranjați. Poate că deranjez, doresc să respect în totalitate legislația, pentru că dacă nu respecti în totalitate legislația, nu ai cum să reziști. Vă văd, cu un braț de hârtii. O vreme destul de mare, eu vreau să vă spun că am făcut foarte multe lucruri bune, așa cum v-a spus domnul fost viceprimar, am preluat școlile într-o stare jalnică și prioritatea mea numărul 1 a fost să le pun învelitoare, să pun acoperiș ca să nu ne plouă în cap. Am pus acoperiș în totalitate la școala gimnazială Padeș și la școala primară Cloșani, la motru sec, am făcut toaletă corespunzătoare din toate punctele de vedere în interior, la școala la primară, la Cloșani, la fel, toaletă în interior. Urmează să facem și la școala gimnazială Padeș, dar v-am spus, este problema cu terenul care trebuie rezolvată, pentru că nu putem să ne hazardăm și să luăm niște măsuri așa de capul nostru, să trecem peste autorități. Trebuie să comunicăm, să colaborăm cu autoritățile. Indiferent cine este primar, eu am avut o colaborare foarte bună. Cumnatul meu este primar de 2 ani, dar am avut o colaborare foarte bună. Cu toți primarii am avut o colaborare foarte bună cu toți reprezentanții inspectoratului școlar, cu toți reprezentanții autorităților, cu toți cei implicați în educație, drept dovadă că am realizat foarte multe lucruri bune pentru școală și o să vă invit să veniți odată în comuna noastră să vedeți lucrurile bune care s-au făcut pentru școli. Pentru că am pus centrale termice la școala gimnazială Padeș, la școala gimnazială Călugăreni, avem proiect pentru școala gimnazială Motrusec, am pus termopane la școala gimnazială Motrusec, la grădinița Motrusec. Sunt lucruri vizibile. Am venit odată și puneați parchet, era plin pe acolo, lucrați chiar în școala de centru asta. Da, în școala de centru sunt lucruri vizibile, lucruri la vedere, se pot vedea, nu vă spun prostii. O să venim să le filmăm, dar îmi dați voie să închei și eu emisiunea. Vă rog din suflet, dați-mi voie să, dacă suntem la final de emisiune. Suntem de mult la final de emisiune.
Da, sâmbătă este 8 martie și dați-mi voie cu acest prilej să urez tuturor mamelor, mămicilor să fie sănătoase, le doresc o primăvară frumoasă, multă fericire și de asemenea și colegilor mele, doamnele și domnișoarele profesoare. Vă mulțumesc și dumneavoastră la fel. Mulțumim. Multă sănătate. Vă mulțumim că a stat alături de noi atâta timp ca să dezbatem cât mai mult din problemă. Îmi pare rău că n-am reușit să răspundem la toate mesajele sau măcar să le citim. Dragi telespectatori, vă spun la revedere. Poate că o să continuăm cu subiectul ăsta, să-l urmărim, să vedem ce se întâmplă. O seară bună. Mare drag. O seară bună.